viața. Să vezi ieșirea, intrarea că intră, să vezi ieșirea. Aoleu, deci îți spun, când stau acolo și te aștept, am niște emoții ca naiba. De ce? Dacă am pregătit totul, e ok. Dacă m-am gândit la toate, e în regulă. Dacă se grăbește cumva, pentru că au zis unii, mă grăbesc, hai să terminăm. Zic, serio? Ce să te grăbești? Să grăbești la Horea Grinciului. Stai o secundă. Da, cine e? Am un podcast, termin și te sun după. Dar cine e? Chie? Este Cristi Comaroni. Cristi Comaroni? Da. Ți-am zis că e cu mafia? Ți-am zis că e cu mafia? Camarera, Camaroni, Cambaroni. Cu Horea Brenciu. Da, cu hai că termin cu Horea și... Termin cu Horea și te iau pe te... Te ești următorul. Uite așa îl fac pe Horea. Hai, pup. Iar. Iar. Nu cred. Asta trebuie să fiu eu, știi? Eu eram, lasă-mă, Cristi, sunt cu... Ce-s asta? Bă, iar. Iar. Yes. Ale cui sunt astea? Ale mele, ale cui sunt. Am înțeles, sunt... dar... Înțeles. No. Sorry! Vezi, mă, unde veni, mă? Deci tu... Sorry! Tu... Ah, ok. Sorry. Ok, te... Trebuie să reprobez. Nu, că mai sunt câteva. O să te... Și asta aici. Vine mâncare dacă da, poți pe asta? Da, copilul ce acum ce ai? Ceai, da. Ceai, să-i dăm ceai. Vezi, eu orice... n-am mâncat nimic. Știi când spune lumea nu mânca nimic, înseamnă că e ceva de mâncare. Se pregătește. Da, normal că e ceva de mâncare. Astăzi, dragii mei, trebuie să explic și oamenilor. Astăzi, dragii mei... Este al meu. Astăzi, dragii mei, Irina nu a mâncat absolut nimic de dimineață și acum este înfometată. Avem soluția pentru ea, dar deocamdată, te rog să răspunzi. Dacă e ceva important, te rog să răspunzi. Nu-i nicio problemă. Eu... Te rog să bea. Cât de important e de pe o scară de la 1 la 10? Da. Stai că vrei să spune ceva. Da. Yes. Te pupăm, Horia, pupăm. Bubu și Cristi aici suntem. Te pupăm. Mafioților, vă pup și eu. Am aflat că foarte multe societăți au rămas fără bani. Și cumva... Lanțuri de fast food. Branduri de haine care vor să facă evenimente, dar n-au bani, mă, Horea, n-au bani. Nicio problemă, au spirit. Vă atrag atenția că influencerițele rusoaice toate taie Chanelurile, așa că suntem în ton. Da. Asta era chestia. Acum ne-am dat seama că sunteți în podcast și nu voiam să întrerupem, voiam să vorbim ceva cu Irina legat de un eveniment care bate la ușă, dar o să o sunăm după ce... Da. Mai încolo, nimic nu poate fi mai important decât podcastul lui Horea Brenci. Mulțumesc foarte mult, Irina. Băieți, vă sunăm noi. Vă sunăm noi pe fix. We call you. V-am pupat. I'm so sorry. Deci, de fiecare dată, tu trebuie să fii foarte atent la orice. Băi, eu am vrut să spun de foarte mult timp, dar acum este momentul, suntem între prieteni aici, este o parte a orchestrei mele, este echipa mea aici, toată lumea. Iertați-mă, n-am reușit să vă salut cum se cuvine.
Aici nimic nu-i spus. Nu mi-a dat voie. Nu, i-am dat voie. Practic. Muzica e înaintea tuturor. Da. Și vreau să spun de la bun început că ai una dintre cele mai carismatice, frumoase, delicate figuri pe care am văzut-o în viața mea. Serios? Da, iar ochii tăi îmi dau două sentințe. Frumos asta, trebuie să o scriu undeva. Ochii tăi sunt două sentințe. Deci, un ochi îmi spune... Nu plânge, altul râde. Nu. Nu, nu, nu. Și așa, când o să recită, să vezi. Buzele zâmbesc la tine. Dar la tine ochii sunt așa. Unul îmi dă o nostalgie bulversantă și altul îmi dă... Care dreptul să-mi stângă. Vreau să știți. Nu, vorbesc serios. Și altul îmi dă așa un fel de... Oricând, gata pentru iubire. Ok. Asta e o piesă din Orient, de când făcea dansuri din Buric Marius de la pian. Asta e nu, nicio problemă. Ochii tăi mi-amintesc când... Nu, știu, atâta știu. Ochii tăi, atât! Și noi. Bravo! Deci noi atâta știm. Îmi place că microfonul ăsta se aude tot. Putem să facem ASMR. Deci, da, se aude și șapta. O să-ți trebuiască foarte mult microfonul, pentru că... A cântăm mult azi? De ce întreb? Asta a fost încălzire? Asta e încălzirea? Deloc. Asta e doar preludiu. Așa se vorbește aici. Aici nu se vorbește despre încălzire. Ai venit singură? Nu. Eu și prietenul meu imaginar să pun... Nu, glumesc. E David afară. Unde afară, David? Afară mă așteaptă. E nu, afară? E ok. De ce? Nu? E ok? Ce? Ce? Eu afară? Nu știu dacă o să vin, a zis că are băcut de cu de fil important de făcut. Pentru diaspora din suburbiile Parisului. Are de dat niște telefoane importante. El vinde telefoane? Telefoane importante fără mine, dar ok. Ei, vezi ce înseamnă discuțiile noastre? Acum 3 ani de zile aveam niște subiecte, acum avem alte subiecte. Te-ai născut în Florești, drept pentru care te întreb, când ai fost ultima dată în Florești? De obicei merg de Crăciun și de Paște. Și uneori, nu știu, la ziua mamei sau a tatălui sau... Dar după cât știu eu... În ultimii ani nu prea am fost. Vine mai mult mama la mine. Corect. Vine și tata. Acum și fratele meu, pentru care are o fetiță mică. Și e mai greu să stăm la depărtare. Am o nepoțică. Stai puțin. E vorba despre Vitali. Da, fratele meu Vitali. Am tot. Și se și mută în București. Acum îi caut casă unde să vină. Bravo! Da. Deci, practic, toată familia ta o să vină aici în cele mai... un scurt timp. Da. Cred și... că așa se va întâmpla. Cred că ăsta e cursul. Iartă-mă. Aduc acasă la mine. Dacă eu nu pot să merg acasă... Să-i aduc pe... Da. Practic. Florești, București, la même chose. Da. Vreau să te întreb un singur chestie. Dacă tu aduci toată familia aici... Înseamnă că vor fi cu toții la... Îți dai seama? La... Băi, la... La... Vocear, ce? Unde? La voie de quoi? Ce? Nu! Attends! Stai că n-aveam drept. La... Unde? Desfac? Manuși ceva? Desfac? Dar știi că nu-i bine să desfaci înainte. Încă nu s-a întâmplat nimic. Încă n-am lansat albumul. Deci fii atent aici. Iau-mă șampanie în spate. Da. Astăzi... prin farmec a apărut în spatele meu. Alu, nu știu de ce, nu eram plan. Nu. M-am trezit cu ea în decor. Da. Ne aducem aici tot felul de prostii și vreau să mă crezi pe cuvânt tot ceea ce spun astăzi. Și a zis, pentru ce? Cine a adus șampania asta? Și fiul meu mi-a zis, je sais pas, noi aici toți. Da, normal. La Martin, la Croix, le Moi, le Pot. Pilali la lume, j'adore le théâtre. Oui. Da. Și am zis, ce s-a întâmplat cu chestia asta? Nu știm. Și atunci mi-am dat seama. M-a tras-o eu. Această șampanie se va desface când o să-mi zici într-un mesaj, pentru că nu o să ai timp. Mărit? Una. Așa. La deuxième fois. Așa. La deuxième chose. E că? Care? Că o să fiu când sunt însărcinată? Este! Mai e până acolo. 2 ani? 3 ani? 10? Nu. 2 ani. Un an sau doi. Bun, să începem cu începutul. Avem foarte multe de discutat. Cum se numesc? Zim. Cu mătru? Vrei să fii cu mătru? Zim ce înseamnă cu mătru. Cu mătru este nașul. Doar că la voi e unul, dar la noi sunt 99. La noi la moldoveni. 99 de cu mătri lângă mine. Atât. Numai atâta știe. Toate piesele de astăzi vor fi două măsuri, nu mai mult. 99 de cu mătri la un moldovan, gata.
99 de... eu aș vrea să-ți propun, având în vedere că n-ai mâncat, eu aș vrea să deja să pun acest... să-mi dai voie să iau asta la o parte, pentru că n-ai mâncat și m-am gândit la tine, mult și bine, aș vrea să-ți prezint... Meniul de astăzi. Ok. Tot ceea ce vei mânca tu... Deci înțeleg și... că nu o să mănânc nimic. Doamne, cum poți să spui așa ceva? Andreea, astăzi ne-am gândit că cel mai frumos ar fi să mănânci atât. Okay. Da, pentru mine e ok. Pe bune, pentru mine e ok. Asta e masa mea de prânz. Vorbesc serios? Da. O fâță cu două picături? Da, atâtica. Bun, pot să mănânc acum? Da. Nu, eu... E foame, sărăcuța. No. Nu, serios? Asta de mâncat? Da, de mâncat, toate pentru tine. Eu nu mănânc pentru că eu țin dietă. Mă rog, dar asta roșie ce -i? Asta roșie este o bucățică de ridiche, de mise en place, doar de plating. Mm-hmm. E o iepșmea, ok. Și mai este aici o bucățică de ceapă pe care plating. Mm-hmm. Așa, ok. Deci numai asta mănânci. Mm-hmm. Citesc în ochii tăi, la lei. Plânge lumea după ei, la. Da, văd că te-ai sătrat. Deci aceasta a fost masa, este vorba de cele pat... Da, asta vreau, da. Gata, se fini. Se fini la comedii. Cam atât am avut de mâncare. Asta e tot ce avem de mâncare, să știi. Îmi cer mii de scuze. Bunica ta este prima persoană pe care a auzit-o cântând. Și cânta în corul bisericii. Și eu la fel am cântat în corul bisericii. Și tu? Nu. Nu n-ai cântat deloc? În corul bisericii am învățat pentru prima dată cum se fac armoniile. Și cred că a fost la primul meu grup. E adevărat că piesele nu erau... la 150 de BPM. Dar mergeau pentru... Se dezvolta foarte bine o echipă. Cum o cheamă pe bunica ta? Irina. Irina. Mâncă Irina. Și vreau să te întreb un lucru important. Trebuie să-ți aduci aminte de o piesă. Sau o piesă... și acum, spunându-mi de numele de cumătru, eu cred că sunt multe cuvinte, multe piese pe care tu le-ai auzit când erai mică. Îi dai mesaj cuiva? Nu. Cauți ceva? Da, caut o piesă. Cauți piesa pe care o cânta bunica ta. Pe bune? E pe YouTube? Am făcut eu o piesă pe care mi-a cântat bunica, dar nu mi-a cântat, mai mult mi-a recita. Eu nu țin minte melodia. Ceva e cântaia acolo. Și mi-am adus aminte de piesa asta și o să ți-o cânt recit, dacă vrei. Te ascult cu drag. Dacă tot ai cerut. Aude prin gazete că tot te ții de scris. Dar mami o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție, cu buchii latinești. Dar mă gândesc acum când doar o să citești. Te uită la prieteni să vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin. Găini vă cresc vreo 10, dar ce să fac, mă tem. Că hrana li se trece, veniți să le tăiem. Aș ține și o văcuță cu ierburi de pe hat, dar ci că nu se poate, nu-i voie de la stat. Eu știți că-s credincioasă și nu mănânc de fruct, dar unt, smântână, brânză, aș duce de vândut. Că știu că orășenii le duc în piață dor, dar dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controle, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mie pensia mi-ajunge și umblu cât mai pot. Aduceți și voi crește măcar pe vreun nepot. Să-i cânt o doină blândă și vechi povești să-i zic. Bunica să-l învețe a nu vorbi peltic. Să vii și cu soția, că prea puțin o știu. Veniți, ca nu pe urmă, să fie prea târziu. Bravo! Bravo! Bine, și are și un refren, dar... Refren! Mamă, dorul cheamă, dorul plânge, nu se stinge, nici cu apă nu se șterge, cu năframa, mamă, dorul cheamă, dorul plânge, nu se stinge, nici cu apă nu se șterge, cu năframa, mamă. Unde prin gazete? Că tot e... Și tot așa, mă rog, ai înțeles ideea. Da. Dar da, dacă asta era întrebarea, dacă mă inspir, da, asta era întrebarea. Da, mă inspir mult. Dar este...
este exact tâlcul ăla, frumusețea aia de a povesti mixat așa ușor cu muzică și dintr-o dată, dintr-un recitativ, pac, se transformă într-un refren frumos. Într-adevăr, bunica mea n-a cântat, niciuna dintre bunicile mele, dar părinții amândoi, în special mama. Uh-huh. Mama a cântat foarte... Vitali e bun la muzică? Vitali nu cântă. Adică, da, cântă. Când făceam, când eram copii, cântam prin casă. Nu știam limba engleză, cântam Breaking Benjamin și alte nebunii. La maxim muzica, veneau vecinii și spuneau, ce s-a întâmplat? E război la voi în casă? Da, e război. Dar cântă tata, mă rog, cânta tata, pe la petrecere, îi place să cânte. Din când în când. Ia microfonul, i-am dat să cânt un cântec. Și începe. Dar, mă rog, chestii, cântece vechi, rusești. E interesant pentru că eu n-am vrut să mă duc la petreceri să cânt. În fiecare, după ce am... Păi nici tata, dar tot invită lumea la o nuntă, la o cumătrie. 99 de cumătrie. Tu, în toate interviurile pe care le-ai dat în viața ta, ai revenit la subiectul ăsta, începuturile. Da. Care, după cum văd, sunt foarte importante, în special în partea de familie. Dar la partea asta, când ai început tu prima dată să cânți, mie nu mi-ai povestit niciodată... Ba, da, mi-ai povestit... Da, m-ai întrebat? Da, te-am întrebat așa, dar nu ți-ai dat o seama că erai... Eram mai mulți în platou acolo. Da, și te-a întrebat toată lumea câte dacă ceva. Era și Chirilă. Da, era și Chirilă și de fiecare dată nu ajungeam să te întreb. Dar tu mi-ai zis odată cum te duceai tu și făceai tot felul de evenimente. Da, eu am început să cânt la evenimente. Mi-am cu primul meu microfon cumpărat, un Sennheiser de $400. Semneam la el ca la ochii din cap. Așa. Și mergeam să cânt cu cine prindeam. Cântam muzică estradă. Cântam estradă. Ce înseamnă estradă? Iartă-mă. Muzică ușoară. Ce muzică ușoară? Flor de liliac mi-ai adus la prag. Ne-am uitat deja, dacă nu ne-am... Flor de liliac, eu n-am auzit piesa asta niciodată. Huta hutarianca, divcionecica smoglianca, nebo panano, si volis na chutok, mai uvis nu na hutarok. Asta o știm. Da, asta o știm? Sofia Rotar. Era că pe ce să înghiți. Dar din muzica asta veche românească, ce cântai? Nu prea. Noi nu prea am avut acces la muzica veche românească. Nu, noi am crescut cu muzică rusească. Da, eu știu Arlechino. Da. Da. Tata, nu mai țin minte cuvintele, dar da. O cântam și pe aia. Ala... Alegrova. Nu. Pugaciova. A, da. Au cântat. Da, corect, da, corect. Nu, da. La bază, în Moscova. Da, corect. Era da. La... Da. Ala Pugaciova, da. Da, am auzit că are teatru ei și dincolo de asta, în continuare, are spectacole, numai că totul cântă pe pozitiv. Nu, acolo așa e moda. Așa a fost mereu moda. Pe acolo. Pozitiv? Vorbesc serios? Da, orchestră pe pozitiv. Toate concertele. Și... Foarte puține concerte am văzut live. Pe bune? De ce asta? Sistemul. Bravo. E pe playback sistemul, pare rău. Da, da, ai dreptate. Interesant. Asta nu vrea să zic că, de fapt, nu vreau să spun că cântăreții de acolo nu știu să cânte. Nu, Doamne ferește. Ala Pugaciova a fost mereu o femeie de admirat din toate punctele de vedere. Corect. Și mai ales vocal. Dar așa e sistemul. Iar, ca și la noi, te mai duci din când în când la o emisiune și vrei să cânti live și nu prea poți. Că nu... Întreabă-mă, Horia, ai cântat vreodată pe playback? Da, întreabă-mă și tu, ai cântat? Amândoi n-am cântat? Eu am cântat, dar la începuturi. Mă duceam, cred că am fost la Capatos de 3 ori cu Visele. La începuturi. Și da, Capatos n-avea nicio boxă. Asta e, zic, boxless. E greu să ai nevoie de un backline, ai nevoie de mai mult. E adevărat, dar erai la începuturi atunci. Da, dar pe urmă nu. Când mi-am dat seama că se poate live, atunci am... Și acum efortul e la fel. Dacă vrei să te duci undeva, trebuie să pui... Da, trebuie să pui piciorul în prag, să zici. E adevărat? Și de ce îți place ție să cânti live? Care e motivația principală? De ce spun lucrul ăsta? Pentru că tu ești una dintre vocile puternice ale României și în același timp foarte sensibile. Iar în fața acum ecranului, telefonului, laptopului, la revedere și un praz verde, sunt foarte multe tineri. Vreau să ajung exact cum este Irina. Bun, da, vrei să ajungi pe tărâmuri frumoase? Atunci fă
live. De ce trebuie să facă live? Chiar dacă nu are dimineața vocea încălzită, chiar dacă nu are, bă, știu eu, o boxă în plus sau minus. Să știi că eu nu consider neapărat un criteriu. Live-ul nu e un criteriu? Ba da, este. Dar trebuie să ajungi, trebuie să ai deja succes ca să faci live. Atunci când mă întreabă cineva ce trebuie să faci, care e rețeta succesului, în primul rând nu știu să răspund, pentru că nu există o rețeta succesului, pur și simplu nu există. Știu un singur lucru: dacă muncești foarte mult, la un moment dat o să culegi niște roade. În altă ordine de idei, trebuie să te gândești foarte bine dacă vrei asta, că s-ar putea să ajungi acolo unde vrei și să nu-ți placă. E greu, nu e ușor, deloc. Pentru că profesia noastră vine la pachet cu multe chestii. Între al treilea rând, da, dacă vorbim despre live, eu cred că n-ar trebui să te minți și nici pe tine și nici publicul tău și să cânți live. Și oricum nu o-ți transmiți niciodată niște sentimente puternice pe pozitiv. Și dacă scopul tău este să faci bani, atunci da, că poți cânti pe pozitiv, ți-ai făcut hit-ul, te duci, îl cânti peste tot pe pozitiv. Dacă scopul tău este să schimbi lumea, atunci trebuie să cânti live. Asta trebuie, dacă scopul tău e să schimbi lumea, trebuie să cânti live. Îmi place asta. Da? Asta o să fie captură, da? Asta e că se captează peste tot aici. Când a fost momentul în care în playlist-ul tău, de începuturi, ai strecurat melodii românești? Când ai venit în România? Nu, eu am avut tot timpul melodii românești, doar că de pe cealaltă parte a Prutului. Și n-ai cunoscut nicio artistă din partea asta la alta a Prutului, să spun așa? Niciuna. Trebuie să stau să mă gândesc, dar nu prea. Auzisem de Mirabela Dauer, Maria, bine, nu vorbim despre Maria Tănase. Corect. Și dar nu prea. Eu am făcut cunoștință cu muzica românească veche și nouă atunci când am trecut. La ce vârstă se întâmplă asta? În 2000? Recent, nu, acum 12 ani. Că mai auzisem de 3 Sud-Est și cântam și mai cântam Andrei pe la petrecere, asta e altceva. Mă refer la melodiile pe care le cânteai, da, tu. Și nu doar filme, ci și nu doar melodii, ci și filme, toată cultura românească în general. Și a fost o surpriză plăcută să descoperi acum 12 ani în 2010 în România? Da. A fost Ce s-a plăcut cel mai mult când ai intrat în nebunia asta? În primul rând acum, ca să nu mint, primul lucru pe care l-am făcut atunci când am venit în România, am străbătut-o în lung și în lat. Vorbești serios? Da, am vrut să văd natura, să văd munții, să văd marea. Mergeam prin București și la acel moment eram cu Andy Bănică. Uh-huh. Și eu mergeam prin București și el mă ținea de mână să nu mă calce vreo mașină, pentru că eu eram așa. Wow, da, uite cum e clădirea asta, wow, da, uite ce arhitectură. Nu mă pricepeam deloc la niciun, nu știam niciun stil, dar îmi plăcea tot ce vedeam. Și mi-a fost destul de greu la început, pentru că eu venisem doar cu Andy, nu aveam prietenii mei, trebuia să-mi fac prin intermediul lui Andy, desigur, prietenii lui de familie, prietenii lui de... Nu erai așa, aveai o timiditate destul de... Sunt oameni care vin la facultate și fac prieteni în facultate. Dacă vii la muncă, îți faci un grup de prieteni la muncă, eu venisem la Andy. Exact. Și mi-a fost foarte greu să-mi dau seama când oamenii râd de mine sau cu mine. Și de multe ori râdeam, când se spunea vreo glumă, râdeam așa, din politețe. A fost un început destul de plin de surprize. Dar a fost un început frumos și de-aia îmi place să mă întorc tot timpul la începuturi și asta fac. De fiecare dată când mă pierd, mă întorc la începuturi. Frumos. Și anul ăsta mă întorc la începuturi. Mai ales. În sensul în care... Nu, cum te întorci la începuturi? În ce sens ai spus-o? O să lansez un album care se numește Acasă. Și piesele de pe acest album descriu o fată care, pe lângă relația eșuată, care i-a dat foarte mari bătăi de cap și de care s-a desprins foarte greu, s-a și pierdut din punct de vedere inspirațional. Nu mai știe despre ce să scrie. Despre el a scris deja 2 albume. Industria o sufocă, Instagram mă sufocă, TikTok-ul mă sufocă, aia mă sufocă, nu mai am timp de muzică, ceea ce e cel mai important, cred eu. Podcasturile te sufocă? Podcasturile mă sufocă. Acum, Ana, ne-a luat ceva să ne întâlnim. Corect. Și am decis să las totul și să mă apuc de album, de fapt să-mi termin albumul pe care l-am începusem de
Am luat o rulotă și am plecat spre casă, spre Chișinău. Dar mai multe detalii atunci când o să apară albumul. Pentru mai că multe am făcut detalii. Un proiect mare, cred că e cel mai mare proiect din viața mea, cel mai ambițios proiect pe care l-am avut vreodată și o să iasă la pachet cu toate. Dar cel mai important pentru mine este acest album care se numește Acasă și care mă, nu știu, în care sper să se regăsească multă lume. A, prieteni și dușmani sau numai prieteni? Sau numai... Nu, oameni care vor... Care... Pe care ai întâlnit tu. Nu, să se regăsească, nu. A, să se regăsească, am înțeles, să fie povestea. Nu, nu e, nu știi tu să fii bărbat. Nu, am trecut nu, de perioada aia. Gata, la revedere, am înțeles. Da, nu. Nu, este despre întoarcerea la origini și la cine ești tu și la... Coperta albumului va fi cu rulota respectivă? Mm. Ai aruncat-o? Ai poți să o păstrezi? Nu, am dat-o înapoi că am închiriat-o. Am înțeles. Nu ți-ai lăsat acolo nimic pe ea? Știi cum se lasă pe rulote, scrijelit? Nu știi? Scrijelit? N-am scrijelit nimic. Dacă ai scrijelit ceva pe o rulotă, ce scrie? Nu, că era nouă și era frumoasă și nu. Ce aș scrijeli? Da. Banalul Irina plus David Love, nu știu, chestia de asta. Da, da, da. O banalitate, îți dai seama. Îți dai seama. Era o... Acum, uite, mi-ai dat o încadrare foarte clară, o orară. Prima dată a fost în 2010-2022. 12 ani. Acești 12 ani au fost atât de zbuciumați, interesanți, frumoși, zâmbete, lacrimi, muzică, o România, concerte, lumea întreagă. A fost... Curea Brenciu. Și el? La naiba. Băi, faci parte din viața mea acum. David știe. Ok, și a fost într-adevăr un slalom special la tine. Da. Care parte ți-a plăcut cel mai mult? Toate. Și ale grele și cele... Da, toate. Toate. Și atunci când mi-a fost greu și atunci când mi-a fost bine. Atunci când mi-a fost greu, m-am construit. Atunci când mi-a fost bine, am profitat. Eu ți-am fredonat de foarte multe ori piesa, necunoscându-te. Visele ai lansat-o în 2016? 16, da. 16. Deci acum 6 ani. Uite, la mijlocul celor 6 ani a venit Visele. Aș spune că ai strâns în tine o forță nebănuită și după aceea în 2016 ai spus vreau să vă arăt Visele, cu toate că știai că va avea succes? Da, Visele știam și eu și echipa mea. Era o piesă cumva de sine stătătoare. O făcusem la prima variantă de Visele era Manea. E, fraților! E, care a făcut Sandy? A, dacă îmi dai versurile pieselor mele, în caz că am uitat? Păi nu, e clar că le... Îmi place că ești foarte grijuliu, dar pe asta n-am cum să uit, pe asta. Bine, n-are nici versuri. A, și ce, să o cânt mai... Păi, dar, iartă-mă, da. Dar nu pot, eu nu știu, mi-ar plăcea să pot. Nu, nu, spun. Cum eram noi, nimeni nu era. Cum ne iubeam, nimeni nu iubea. Inelul tău a rămas. Asta nu mâncam versuri aici. Și mă topesc, da, mă topesc de dorul tău. Mă rup în bucăți și îmi pare rău. Îmi pare rău că te-am alungat. Îmi pare rău că te-am alungat. Cărarisele, le, le, le. Dar acum și cerul meu albastru-i ne Bossa Nova. Risele, le, le, le. Fără efect? Eu să știi că eu cânt fără efect, în cască și peste tot. Nu, doar pe față. Am efect doar pe față. Doar pe față? Nu, că mă amăgește și zic, mamă, ce bine sună vocea mea și pe urmă uit că trebuie să cânt curat, că trebuie să mă focusez. Nu, eu pe arături, zic, mai bine... Și totuși, piesa pe radio a intrat ceva de genul ăsta. Yeah.
ți-am spus să nu mănânci, pentru că e important să nu mănânci. Urmează mâncarea. Doamne și domnilor? Dacă eram la Vocea României, ziceam, tu îmi ziceai, știi de ce ți-am zis să vii flămândă, bla, bla, da, ca să te mănânc pe pâine, Brenciu. Să intre David! Să intre, hai să intre, hai să intre, să nu mai se ascundă, ascultă. Cine bine traduce? Suntem... Ah, Irina Margareta Nistor să-i traducă bine. Să intre David! Bine că nu suntem la Vocea României. Bun, dragii mei, primul fel de mâncare. Un acompaniament muzical. Hai, pe bune mâncăm, ok. O, borș, da! Da! Dar e frumos să mâncăm așa? Atenție, aceasta am luat-o sub titulatura Ciorbă de ucraineni. Da, asta e borș roșu și am acasă. Fix acum am un castron întreg de borș roșu. Ai borș roșu acasă? Am iar eu am borș făcut borș roșu pentru tine? Am și borș. La naiba, ce podcast e ăsta? Dar lipsește... Ce lipsește? Fii atent aici, mai ales că lipsește. Ia ce lipsește. De fapt nu, e tot ok. Ia să gust să văd dacă e tot ok. Da, e tot ok. Dar unde e sfecla? Uite-o, am îngustat-o. Am înțeles, pentru că eu sfecla o rad și o prăjesc înainte. E și carne. Poți spune smântână. Spune cum se face asta, se pune așa? Ce anume? Asta e smântână sau iaurt? Smântână. Smântână. Păi, dar trebuia să-mi zici... Că ți-aduceam. Bine, asta seamănă cu ciorbă de văcuță mai mult. Da, da, sfecla aia și varza cam schimbă tot. E așa, e o chestie mai așa, mai aspră, mai acră. E stilul... Da. Niște acrituri suntem. N-am auzit nimic, nu există așa ceva. Eu nu cred că niciodată, dar niciodată despre tine nu m-am gândit, uite-o pe acritura asta de rimes. De fiecare dată sentimentul meu a fost exact ăla pe care l-am avut când a intrat înăuntru. De fiecare dată când am văzut, am simțit nevoia să te protejez. Nu știu dacă îți vine să crezi lucrul ăsta. Eu cred că, știi că aici se fac cele mai tari dezvăluiri. Inima mea bate, bate pentru tine. Da, n-are legătură cu acasă. Păi știu. A fost printre altele. Printre altele, inima mea, da, exact așa a fost. Bate pentru tine, nimic nu ne desparte. Au fost niște piese pe care le-ai scos în urma unor simțăminte sufletești. Da, nu asta. Fian, asta nu e. Asta nu e. Dar când ai fost vreodată îndrăgostită și ai scos în acest răstimp de 12 ani de zile, da. Ai scos vreo piesă, îndrăgostită fiind? Da, toate. Am un album care se numește Despre El, primul meu album. Despre El, la propriu, adică mai clar de atâta, nu cred. Se poate. Exact. Al doilea album se numește Cosmos, am vrut să fie despre mine, dar tot despre el ești. După asta, al treilea album, Pastila, m-am enervat eu în pandemie că sufeream și am dat-o așa. Ia de aici, ascultă și tu ce simt eu. Și al patrulea album acasă este, știi ce? Am acceptat că sufăr după tine, aștept să treacă, dar eu sunt în drum spre casa mea, adică spre mine. Și prin suferința pe care am avut-o din cauza ta, sau mă rog, relația care a durut, eu m-am regăsit. Și despre asta e al patrulea album. Toate sunt scrise într-un moment în care am simțit să spun ceva. Ok. Despre... Eu vreau să spun că și eu ți-am scris o piesă. Ok. Probabil că ți se întâmplă mai rar. Mi se pare normal. Nu se întâmplă deloc. De fapt, s-a întâmplat de două ori. E prima ori. Dată? Nu. Cine ți-a mai făcut ție o piesă? Mint. Ne-am schimbat. Nu o să spun acum că se supără. Cu unul dintre cântăreții cunoscuți din țara asta. La da, un moment dat am avut un schimb de replici din piesă în piesă. Eu scoteam piesă despre subiect și el îmi răspundea și pe urmă eu răspundeam la piesă pe care a scris-o el, scos-o el. Și tot așa. Eu ți-am făcut o piesă așa. Intitulată Irina. Așa. Irina mea bate. Mă iei peste picior, pe bune. Deci eu ți-am făcut o piesă, am făcut versurile și Cristi m-a ajutat puțin. Îți mulțumesc foarte mult, Cristi. Marius a făcut orchestrația și Vali a făcut percuția și sper că o să-ți placă ceea ce am
Numai că piesa nu e în română. Ok, e în franceză. Evident că e în franceză. Bonjour. Ah, ok, am înțeles. C'est moi. Où es-tu? Où vas-tu? Irina. Je t'aime. Comme si je n'existais pas. Elle s'est passée à côté de moi. Sans regard, rien de ça va. J'ai dit Irina, prends tout et pour toi. Irina, Irina, écoutez-moi. Irina, Irina, t'en vas pas. Irina, Irina, regardez-moi. Oh, oh, Irina, Irina, réponds-moi. Zi-mi dacă ți-a plăcut. Mulțumesc foarte mult la piesa asta. Eu cred că ar putea, e potențial hit. Nu, nu o scoatem pe piață. Nu? Nu. E doar o dedicație. Doar, nu. Rămâne în istorie. Ca... Dacă îmi permiți, este în franceză. Cuvântul este seulement une dédication. Ok. C'est tout. Ok. Păcat. Dar acum vreau să facem un schimb. Așa. Frumos. Să fac și eu o dedicație? Eu nu m-am pregătit. Ba da. Dar poți să fac... Da? Da, am eu tot pentru tine. Ok. Eu ți-am zis că te invit la podcast. Tu vii aici, restul fac eu tot. Niciun bărbat n-a spus chestia asta. Restul îl fac eu. Așadar, sper să mai rețineți ce am cântat. Așa? Mă tem. Da. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Așa? Nu știu, a ajuns să fie teroare când scot o foaie de acolo. Știi? Nu. Hai să discutăm. Hai că spun tot ce vrei despre mine. Nu. Vreau să te aud cântând. Okay. Cum se zice mă doare în cot în franceză? Idee, nu. Mă doare în cot. Je m'en fous. Dar nu mă doare în cot, nu. Nu mă interesează. Je m'en fous, oui. Aha. Ori poți spune altul. Bine, suntem în România aici, putem să vorbim prostie în franceză, nu? Absolut. Je m'en bel. Este de la Bell, cântăreața din Bell, cu același titlu Bell și nu știu ce. Deci fii atent aici. Je m'en fous, da? M'en fous. E, tu va trebui să cânti o piesă care zice Je m'en vais. Je m'en vais. De unde știi? Aceleași și aceleași afirmații. De unde știu? Unde e David? Păcat că nu e David aici. Băi, eu ți-am zis. E alegerea ta. Vai ce... Da, noi poți să fii atent, putem face o chestie dacă vrei. Mi clique mi plaque. Contre des cloques et des flaques. Un sac à dos pour oublier. Qu'avant c'est toi qui me pesais. C'est qui m'emmène, qui m'entraîne. C'est ma peine plus que la haine. On ma route, on ma peine. Dire que je l'aime. Et tourne, tourne dans ma tête les images d'un long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer. Au diable toi et tes apôtres. De pluie, goutte de froid. Donner des ailes, donne don. La vie m'en éloigne de toi. Et mes larmes, et mes armes. C'est ma peine plus que la haine. Et mes larmes. Dieu que j'ai mal. J'ai de longs métrages où tu es belle et moi la
retard. Oh, tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, c'est ma faute. Que je n'ai jamais su t'aimer. Soare, dar vă opriseți fix acolo de urma aia. Nu, nu toată piesa m-a așteptat. Știi, de fiecare dată când pregătești o piesă, zici cât vrea să cânte, cât știe din ea, cât o lasă sufletul să cânte. Și de fiecare dată gândește că patru oameni plus al nostru Shrek de la sunet, noi suntem așa pe tine. De fapt, noi ne facem așa că suntem nepăsători, mă, dar de fapt sunt, ia, schimbare, atenție, nu, 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 acum, nu, stai, las-o. Păi ăștia sunt muzicieni adevărați, e, sunt, i-am învățat-o, știu. Sorry, mi-e foame încă. Pentru mine Chișinău e un fel de magnet senzațional și, într-adevăr, tu păstrești ceva puțin din Republica Moldova, pentru că ai acest bun simț, câteodată exacerbat. Mulțumesc. Dar alte întrebări pentru mine mai ai? De ce a apăsat așa? Yeah, baby! Bun. Ce întrebări mai am pentru tine? Ah! Da! Dragii mei, în urmă cu 2 ani de zile am avut una dintre surprizele vieții mele. Am fost, m-am mis a dat telefon, alo, bună ziua, domnul Brenciu, doriți să veniți la un, într-un juriu? Da, am zis da, sigur că da. Normal că da. Da, deci eu sunt, eu de 10 ani, de 11 ani sunt specialist în jurii și mi s-a spus sigur că da, vin. Despre ce e vorba? Măi, e vorba de faptul că vin niște artiști, artiștii își pun o mască și după aceea cântă în fața voastră și voi trebuie să-i cunoașteți. Se apel cum o? Îmi cer scuze că strecor multe. Când o să vadă David emisiunea asta, el trebuie să înțeleagă jumate din ea, înțelegi? De asta combin franțuzească cu românească, știi? Pentru că așa o să fac și la nuntă. O să combin franțuzească cu românească, știi? Înțelegi ce zic? Noi trebuie să ne pregătim puțin. Noi avem și noi cântările noastre și trebuie să vedem că... Bun. Și la un dat începe. Vine o mască, vin două, vin trei, vin șase. Senzațional, pa! Și vine căpcă unu. Și deodată căpcă unu este aici. Pentru că două motive mă leagă de chestia asta. Una că... Care e al doilea? Pe cel de la sunet îl cheamă Shrek. Înțeles. Vine Shrek pe scenă, începe să cânte. Tăticule, nici după a patra melodie nu l-am recunoscut. Mi-am dat seama că e o fată, dar n-am recunoscut-o deloc. Și ești acum... Ești departe și asupra mea. Vreau să-ți dau onorific un premiu. Nu există premiu, ți-l dau onorific numai din vorbe format. Ești una dintre persoanele care poți să-ți modifici vocea în fel și chip numai să nu fii recunoscută. Numai să nu fie mea. Doamne, cum... Deci a cântat niște melodii... Să vă dau un exemplu. Tu mă vezi mai frumoasă decât știu eu. Onorăvașilor, bravo! Acum ai cântat-o cu vocea ta sau cu vocea interpretată altcumva? Interpretată. Deci, uite așa cânta. Zic, trebuie să fie o tipă. Dar cred că era ceva mai... Cred că cântam ceva mai puternic, pentru că ceva n-am recunoscut în emisie. Nu mi-era comod acum. Da. De când era copil mic și în anumite piese ale ei, Irina are această scăpare frumoasă.
Eu am de la formația Hocus Pocus. Hocus Pocus e o formație care vreo 40 și ceva de ani în urmă cânta așa. Pa, pa. Bun. Și la un moment dat o aud pe Irina. O piesă e biselelelelele, de fiecare dată îi scăpa, știi? Și atunci am zis, atunci cred că a fost prima dată când mi-am dat seama, bă, poate să fie Irina, dar nu știu sigur. Și a venit piesa asta. Deci, când ai cântat o piesă asta, mi-am zis, ar putea să fie, dar nu e. We're meant to be together. I'll be there and you'll be near. Aha! And that's the deal, my dear. Come over, come under, you'll never hurt. And that's the deal, my dear. Lo-l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 o. Can't you see? I'm at your feet. Whatever, whatever. We're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. The rubber, the rubber. You'll never have. Come on, be my dear. But that's the deal, my dear. Au! Yes, there! Ai văzut cum ți-ai zis-o imediat, îți aminte? Ai făcut multe cu vocea ta de-a lungul timpului, nu-i așa? Mai mult decât cântat, nu, dar... cred că m-a ajutat foarte mult faptul că am cântat la petreceri. Pentru că acolo cântam tot felul de... Nebunii? Exact, inclusiv asta. Dragii mei, nu este adevărat ce a spus Irina. Vocea ei a mai fost utilizată undeva. Deci ce înseamnă să fii prea informat? Câteodată știi mai mult chiar decât persoana vizată. Ok. Dragii mei, Irina noastră a fost regină. Hai, când își dă seama, fii aici. A jucat rolul reginei în mare aventură Lego 2. Ah. Da, da, am făcut dublaj. Ai făcut dublaj? Tu trebuia să faci primaj. Dar ce ai făcut dublaj? Nu înțeleg. Tu erai singură în studio ca să-mi... Am făcut triaj. Ai făcut triaj. Dar ce-ai dublat atunci? Voce sau și cântec? Și cântec și voce. Și ce-ai simțit tu? Nu ți-ai dat acolo sufletul în studio ăla? E mai greu să cânti pe scenă live sau să faci o voce pentru desene animate? Și nu știu dacă poți să compari, pentru că acolo totul e controlat. Dacă greșești, te poți întoarce înapoi. Dar e destul de greu să faci dublaj, să încerci să redai exact ce trebuie. Plus că eu încercam să cânt ca originalul. Deci trebuia să mă pliez după original. Și vocea originală e a unei negrese. Și eu eram foarte... albă. Sunt în continuare și nu voi fi niciodată mai neagră de atât. Decât dacă stau mult la soare, da. Ai jucat, ca să spun așa, ai dublat rolul reginei Whatever Wannabe din Marea Aventură Lego 2. Ai mai vrea să faci dublaj de desene animate? Da. Dar nu mă cheamă nimeni. Glumesc. Da, mi-ar plăcea, dar că n-a fost neapărat un... Eu te-aș vedea cu vocile pe care le poți face. Credeam că o să-mi dai să cânt și piesa aia. Ce să cânti? Nu, mă vedeam că ai foi și credeam că o să scoți de undeva să cânti și piesa aia din Whatever. Nu, asta nu o să fac. Nu mai știu deloc. Asta nu o să o fac. Foarte bine. Dar ce una dintre piesele pe care noi, cred eu, că te poți bucura acum, liniștită, cu vocea ta să o cânti, așa, este asta. Oh my God. E bună. Nu, oh my God, nu se interesează piesa oh my God, se interesează... Was filled with rain. One. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you're smiling at me and really is the pain. The dark days are gone, bright as I hear. My sunny one shine, so sincere. Sunny one so true, I love you. Mai eu? Sunny, thank you for the sun. Bine. And shine again. Sunny, cu voce acum.
Deci, astea sunt așa de... Astea sunt un fel de preludiu. Pentru că acum, iartă-mă, dar eu țin foarte mult... Dar de pământ cu ea și prima și a doua. Vezi, ăsta e riscul meu cel mare. Doamne și domnilor, stai să anunț. Agata, știu ce să cântăm și-mi place. Urmează urs de mămăligă cu brânză de oi, jumăr și ou. Au, wow. Odată mi-ai dat borș cu carne și acum îmi dai asta și eu sunt vegetariană. Și nu doar vegetariană, ci și vegană. Adică vrei să spui că... De ieri? Până azi, aparent. Da, mai încolo. Bun, iată prima întrebare pe care o adresez Irinei la acest podcast. Vrei să cântăm după cum asta? Cum te-ai simțit pentru o zi vegetariană? Foarte bine, stomacul meu mi-a spus mersi. Iată și stomacul ei se exprimă franceză. Formidabil! Apropo, dorința ta este formidabilă. Și foamea mea este formidabilă. Nu, mănâncă, îți spun eu. Wow! Unde le-ați comandat? Eu l-am făcut. Ei? Uite ce, fără niciun... Aș vrea să te aud zicând asta. Deci... Adică vrei să spui că tu faci și televiziune, da? Și muzică și mâncare? Da. Nu. Je suis le chef. Nu poți fi atât de... ta vie. Băi, prima... Hai să spun o chestie. Eu te înțeleg că îi știi pe toți ăștia franțuzi noi. Mai de no, cine? Noi. Nu știu pe toți. Ok. Dar vreau să te întorci puțin la rădăcini. Așa. Cum se numește piesa asta? Le couleur de... Nu mă despar până nu spui. Shrek, je t'ai appris le son de Echo. Encore une fois. E Charles Aznavour? Nu. Este Johnny Hallyday? Nu. E un bărbat, nu? E... Gainsbourg? Serge, nu? Nu e. Serge Gainsbourg, nu? Îți dau încă o șansă. Îți dau încă o șansă, da? Atențion, atent. Oh, Champs-Élysées. Ce deșteaptă-i fata asta. Strofă prima dată când și după aceea te gândești că iată vine și refrenul și o ghicești. Refren! Oh, Champs-Élysées! Oh, Champs-Élysées! Nu? Cum să intru în pământ de rușine, dar... Încă o piesă de-a lui, fie. Precizește-o numele, dar nu-mi vine... Da, știi? E mult prea bătrân, nu știu. Muzica... Dar știu piesele. Nu are vârstă, Cristian. Atenție! Taca, 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 le știe pe toate, știi? Taca, 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 taca. Sau o poți lua. Da. David. Cometoa, mai el mai are o piesă care se numește Cometoa. Je da son. Iată, a trecut testul franțuzismului. Je da son. Dar cum să nu zic je da son? Cu siguranță știi melodia asta din Franța. Hai. Știu de ce nu-și dă seama, mă.
Băi, dar de ce nu mi-a spus, mă? N-am deschis vinul, mă! La Marseillez, la Marseillez. Ia caută Marseillez în continuare. Deci, deci e altă piesă. Da! Da, la 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 la. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Da da da. Da da da. Non, rien de rien. Félicitations. Merci beaucoup. À la toi, à la nôtre. À la tous. À la dîme. La 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 la. E important să vă spui că versurile astea sunt esențiale. Da da da. Je me fous de passer. Je me fous de passer. Atâta. Uite, uite, încet, încet. Noi ne pregătim pentru... Am eu una pentru tine, dacă vrei. Opa! N-aș fi crezut că se poate întâmpla așa ceva. Bine, dar eu n-am o orchestră cu mine. Ia, ia ta, astăzi ia ta. E, a toa. Apropo, je de sare. A toa. Da, a nu contează. Zim tu ce ai pentru mine. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleureras. Laisse, ai mai sus un pic. Deci ceva cu lesă, ok. Ceva cu Queen, cu laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleureras. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleureras. Le sort. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, je ne pleure. Non, je dis pas ça, non? Non, asta nu știu. Dar eu știu. E... Stai că acum știu eu una, încă una. Dar pot să zic alta și o să știi cine cântă. Zi. Stai. Stai că am eu una. Zi tu. Ela, ela. Ela, ela. Da, na, 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 na. Ela, ela. Ela. Și cred că se numea Ela cântăreața. Da, nu. Mă rog, Mihaela, sau cum o chema, nu contează. Marcela, Angela, Unela. Deci, așa, Unela. Dar mai am o chestie pentru tine. Mon mec à moi, il ne parle d'aventure. Il compte bruit dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Un bar de bar, qu'on me parle d'aventure. Il compte bruit dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour. Et quand des bruits dans ses yeux, de la main, tout ce qu'il me dit. Est-ce que là, tout ce qu'elle me dit. Oh oui. Bon. Aha, da, 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 da. Ah. Chou avec le ton. Je vois la vie en rose. Talentată. La 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 la. Je vois quelque chose. Ce poate să cânte? Attention, tout le monde. Ce poate să cânte o mademoiselle sur la scène? Mademoiselle Jean de Blues. Asta, măi, bravo! Mademoiselle Jean de Blues. Echipa de la blues. Mademoiselle Jean de Blues. Mademoiselle Jean de Blues. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ra-ra. Na 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 nu e
qui parle la bouche, moi ma main j'en ai blues. Dans tout le monde. Mademoiselle chante blues. Vreau să spun că a fost prima solistă, prima vedetă de muzică franțuzească, celebră, star, pe care l-am văzut. Și mi-am zis, formidabil, așa ceva e senzațional. Și după aceea am auzit de toate celelalte de Dalida. Ai fost în Montmartre, la cimitir, acolo, la Dalida? Mm-hmm. Nu, la cimitir, la Dalida n-am fost, dar Montmartre... În Montmartre există Montmartre. Cel mai spectaculos după... Niți, Săpânța, o altă replică interesantă. Dar Montmartre cu cimitirul ăla... Ah. Tu vorbești despre Montmartre și eu mănânc... Care piesă de-a ta, mm-hmm, scrisă până acum, va rezista? Eu am piesa pe care o am în minte. Care piesă? Septembrie luni. Tu vorbești de ale tale? De ale tale. A, de ale mele. Care piesă crezi tu că va rezista 20 de ani? Cosmos. Credeam că zici asta. Mă rog, nu știu, le cam încurci. Da, e drept, da. Asta e piesă cu durere, asta e piesă cu dedicație. Eu mă deschid, tu mă închizi. Eu vreau să fug, tu iar mă prinzi. Eu vreau să strig, tu spui să tac. De ce o fac? Eu mă arunc ca un copil. Eu te ascult cu minte umil. E în trei. De ce o fac? De ce nu plec? De ce mă complac? Ți-am dat puteri asupra mea. Eu sunt puternică, dar nu așa. Dar nu acum, când trebuie să spun. Cum să-ți spun? Nu știi tu să fii bărbat pentru o fată. Nici măcar n-ai încercat. Nu-ți place nimic, de ce mă ții la degetul mic? Ba mă iubești, ba mă urăști, când ești aici, când nu mai ești. De ce mă ții, ce tragi de tine? Ți-am dat puteri asupra mea. Eu sunt puternică, dar nu așa. Dar nu acum, când trebuie să spun. Cum să te spun? Nu știi tu să fii bărbat pentru o fată. Nici măcar n-ai încercat. Măcar o dată argumentul meu e bun. E doar pentru... Ce Cinstea bărbaților. În cinstea bărbaților. Tu ai compus pentru foarte multe fete. Pentru Ina, pentru Antonia. Florile tale. Ați una dintre piesele cu... Nu nicio valoare. Mi le aduci când te simți vinovat.
De parcă dorm cu florile în pat. Trebuie să spui ce asta. Este piesa nouă a lui Nicole Sherry. E? Da. Care e făcută de tine. Extraordinar! Extraordinar! Da, da. E... Dar e un alt care ți... E altul. E altceva. E la... Da. Da, de o chestie, o surprizătoare. Te întreb, pentru un bărbat ai compus vreodată? Da. Pentru cine? Am compus pentru un interpret în Republica Moldova, dar este relevant că nu o să-mi aduc aminte acum piesa. Am mai compus o piesă pentru un bărbat, dar tot s-a dus la o fată. Ilinca Băncilă, piesă, cântă o piesă care se numește Azi Nu. Nu mai aduc aminte versurile, dar era scrisă pentru un băiat. Nu, cred că n-am compus pentru niciun artist major. Bărbat. Uite, facem o încercare. Vrei să compun pentru tine? Da, aș vrea să te gândești. Pentru mine, un tip suplu. Am ce scuze, mi-a rămas. Dacă ar fi pentru mine, de exemplu, facem doar... Okay. Chestia asta ar putea să rămână doar în granițele acestui podcast, sau nu. De tine depinde tot. Dacă ar fi să transform gândurile tale în muzică pentru un bărbat, pentru mine, cum ar trebui să sună o piesă ca să mi se potrivească? Stai să... Mi s-a mai compus o piesă. I'm too sexy for my love, too sexy... Asta am refuzat-o. Am refuzat-o imediat. Prima donă vieții mele, ți-am dat cerul plin cu stele. Deci astea sunt primele versuri. Ți-am dat bani bijuterii, numai a mea să fii. Nu, glumesc. Nu, dacă vrei, o pot face. One, two, one, two. Nu, 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 te rog, nu, te rog. Nu, nu, că asta era swing. Nu, serios, știu că e swing, știu că se potrivește, știu. Și genul, în general, e unul foarte permisiv. Da. Dar nu, hai să facem ceva serios. Zim ce ai simțit pentru... Bine, nu știu ce ai simțit tu pentru mine... Eu pentru tine aș putea să scriu. Ce s-ar potrivi? Și asta este pentru că consider că aș putea să mă bag sub pielea ta și să scriu cumva în... În registrul meu? Exact, sau în... exact. Uite, de exemplu, mie îmi place foarte mult să cânt în registru grav. Jos, de exemplu. Grav. N-am cântat de foarte... Grav. Da. Și jos. Ia. Jos, grav. Du-te jos, Marius. Mai jos. Păi uite. Mai jos. Îți dau niște versuri de ale mele pe care le-am folosit nicăieri. Și le cânt. Perfect. Se numește Post iubirea dintre noi. Nu e neapărat genul tău. Post iubirea dintre noi, da? Copii, nu e neapărat genul. Pregătiți-vă, atenție. De fapt s-ar putea să fie. Cred că post iubirea, însă și termenul post iubirea nu este neapărat. Dar restul da. Piesa se numește Blea. Bine că suntem în România și... De fiecare dată când ziceam blea, se uita la mine Carla ca... Post iubirea dintre noi are gust amar de nisip și amidon. Are gust amar, are gust de jar, stins de ploaie și de vânt. Are gust urât, te-am iubit până la capăt. Tu nu m-ai iubit. Te-am iubit ca un copil, tu ca un străin. Post iubirea dintre noi mai rănit hain. E ca verdele de mai iarna printre spini, murdărit de sânge roșu, negru ca de vin. Sec, secătuit de ger și vântul. Te-am iubit până la lacrimi, tu nu m-ai iubit.
spun fix cum vrei tu. Și pe rusește, în ce limbă vrei, aș vorbi și 11 vieți despre ochii tăi. Aș vorbi de tine într-una, dar mai bine când frumos, adică știi care e chestia? Că uneori, pentru că nu există om chiar în această sală să nu fi scris vreun vers, și vreau să spun că ale tale de fiecare dată e surpriza descoperirii următorului vers, următoarei rime, următorului gând, următorului mesaj. Asta ești tu, de fapt. Mulțumesc, eu tot să mă folosesc de moment să-ți spun că place foarte mult cum sună vocea ta. Întrerupem aici podcastul nostru, a fost o plăcere pentru noi. Registru vocii tale. Ne putem duce și mai jos. Sub masă. Am auzit. Să intrăm sub masă. Doar că cred că e prima oară când aud vocea ta atât de aproape de urechea mea. Da. Și este, e o plăcere. Prima dată când a scris acum 14 ani Cristi, septembrie, luni, de fiecare dată îmi zice, dăm prima notă. Dimineți. Și după aceea, primul, cred că prima întrebare azi, băi Cristi, nu-i prea înalt? Nu. La care zice, nu. Deci acum 14 ani, eu nici nu știam vocea. Eu nu știam, habar, n-avea nimeni. Și după aceea țin minte că ne-am dus la George Nemesnic și George mi-a zis, a început piesa, fie. Dimineță, stop. Hai încă o dată, dar încearcă să te liniștești puțin. Cred că prin muzică eu, pe undeva, m-am liniștit. Cred că da. Eu cred că tu faci muzică ca să te liniștești. Eu cred că faci televiziune ca să te aprinzi și muzică să te stingi. Ah, foarte frumos. De aceea... septembrie luni. La asta n-ai versurile. Asta te așteptai să le știu. Domnule și domnilor, bine ați venit. Podcastul în care Irina face ce vrea din mine. De septembrie. Asta este sensibilul tău în formă maximă. Asta e sensibilul tău în formă maximoară. De cape unor ființe se ridică. Simplu din țigara Conversar.
septembrie. Vrei din nou liniștea atunci când toamna începea de luni. Septembrie. Te așezi lângă mine și abia aștept să-mi spui că azi până mâine e septembrie. Descoperit eu cât de înaltă o devie vocea ta. Extraordinar. Fata asta o să devină o voce a României. O să câștig vocea României. O să câștige vocea României. Doamne. Îți spun eu. Deci există, deci în tine, băi, acum am dau seama. În ea, de fapt, acum, la 21, pe 22 august anul ăsta, Irina împlinește 21 de ani. Da. Mulțumesc. Deci, când eram, mi-aduc aminte de vârsta ta. Doamne, ce ție mai trăgea. Imediat, hop, 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 nu. Asta e varianta românească a lui Sinatra.
Da, 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 da. Știi că era Sinatra? When I was 17, it was a very cool day. Și de fiecare dată, nu știu, și cu Cristi și cu Marius ziceam, mamă, când o să cântăm și noi piesa asta? Nu cântăm piesa asta. De ce? Pentru că toată lumea zică, altceva aveți? Știi? E frica aia. Și tu o piesă așa mai de clasă C, care n-a fost promovată, și stai acolo bine cu ea. Eu cred că tu ai un vulcan în tine. Un vulcan a cărui lavă, ușor, ușor, se duce, iată, poate să se ducă și spre mine, poate să se ducă și spre Nicole Sherry, poate să se ducă și spre Franța, poate să se ducă și spre Florești, poate să se ducă în orice parte vrei tu. Și de multe ori am văzut în spectacolele tale, pentru că am fost la spectacolele tale, multă nebunie. Ție îți place să dansezi. Câteodată mă întreb, spectacolele tale viitoare vor conține, cum e spectacolul tău acum? Câtă romanță, câtă liniște conține și câtă parte de dinamică, nebunie conține? În general, stilul pe care îl... Stilul smuls pe care îl promovez. Așa, este rock, pop rock, dar mergem pe rock pentru că ne place foarte mult rock-ul, ne place foarte mult neo soul-ul. Încercăm să-l integrăm, dar nu foarte mult, ca să fie cât de cât ok. Așa. Ca să ne placă și nouă, dar să placă și publicului, așa, și să nu vină publicul la concert să zică, oh, ce e asta? Pentru că uneori poate să devină obositor. Corect. Chiar și pentru mine, eu care iubesc foarte mult neo soul, de multe ori ascult și devine obositor. Noi suntem rockeri în suflet și dar pentru că vocea mea nu este vreo voce care să pătrundă decât atunci când urlu tare microfon peste un distors de chitară, înseamnă în cazul ăsta trebuie să facem tot felul de momente mai liniștite în care intervine poezia. E foarte frumos contrastul. Ăsta este esența unui spectacol. Da. Și liniște și gălăgie și surâs și lacrimă. Deci la noi cumva este așa, e poezie, rock, poezie, rock, poezie, rock. De unde rock-ul ăsta? Cine ți-a dat rock-ul și de unde te-ai inspirat tu pentru rock? În primul rând am ascultat rock toată adolescența mea. Ca un copil rebel ce am fost. Așa. Am fost un copil foarte rebel. Anturajul. Ascultam Bless the Fall. Foarte puțin oameni o să știu ce înseamnă Bless the Fall, dar ăia puțin o să zică oh. Este un gen, mă rog, nu e un gen, este o trupă care da, eram un copil foarte rebel și ascultam mult rock și eu și fratele meu, dar cred că noi cred că atunat și ne-a adunat, pentru că și Comaroni și Bubu și Andrei, cei care fac parte din trupa mea, și Radu și Leo, iubesc rock-ul. Și pe scenă, nu știu, ok, poezie, da, băgăm poezie. Da, poezia ca poezie, dar rock-ul are momentul lui și te face să te simți într-un fel și îți crește adrenalina. Și eu personal, când aud un distors de chitară, se trezește ceva în mine. Noi ne simțim bine pe scenă. Pentru noi scena este momentul ăla de delir, când nu mai contează nimeni, nu contează câte albume ai vândut, nu contează. Noi avem muzica noastră, acum o să o cântăm, acum o să dăm tot ce totul din noi. O să trăim. Da, și voi o să mâncați tot ce vă dăm noi. Da, 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 da. Și cam așa e, și e momentul nostru. Este. Ai primit nenumărate premii ca lansarea anului, ca din punct de vedere vestimentar, din multe puncte de vedere ai luat premii. Și poate nu ți le aduci aminte pe toate, sau poate nu le... Da, știu fiecare premiu. Aoleu, știi fiecare premiu. Da. Care a contat cel mai mult pentru tine? Încă nu l-am primit. Aoleu, ăsta e răspunsul meu, mă. Deci în primul interviu pe care l-am dat după concert, primul vreau concert... albumul anului. Am primit artistul anului, dar când primești artistul anului, înseamnă că e despre tine. Artista, mă rog, artista, female artist. Înseamnă că e despre tine. La mine nu e despre mine, este despre muzica pe care o fac. Vreau albumul anului. Poate vește, albumul anului acasă. Da.
vreau mai degrabă albumul anului decât artistul anului, pentru că îmi place mai mult muzică decât faimă. Care sunt nebunile tale? La ce te gândești tu din când în când, nu de fiecare dată? Nu chiar din când în când, mă gândesc foarte des la asta. Vreau să merg într-o țară și să încep totul de la zero, să văd dacă o să am același succes. Extraordinar. Vreau să încep totul de la zero. Extraordinar. Să știi că mă gândesc și eu la asta din când în când. Aș vrea să mă duc undeva și să zim ce vrei. Nimic. Dacă ai... Ce vreau este aici deja. Ești aici, Horea. Mulțumesc. Ce pot să mai vreau? Oh, Doamne. David, je te désire. Bun, zi-mă țară. Franța. Era, am notat-o aici, era Franța. Bun. Bineînțeles că o să ai un mic ajutor. Să zicem că mergem amândoi. Suntem prieteni, nu suntem iubiți. Da? Scenariu, da? Mergem mai departe. Irina și Horia. 5 litere nume, se termină cu A, merg în Franța. Unde mergem noi prima dată să ne facem cunoscuți cât de cât? Eu am o boș de ucă de voce, tu ai un boț de mămăligă și să mergem acum. Unde mergem prima dată? La metro. Nu, răutate, taci din gură. Unde mergem? Eu merg în sesiuni. Eu scriu. Nu. Tu te duci prea de... Nu te cunoaște nimeni, pentru că ăsta ești de la zero. Irina, de nu la... Nu încep niciodată de la zero. Ba încep, da, ai zis de la zero. Nu încep niciodată de la zero. Sunt oameni pe care îi cunoști. Sau faci cunoștință cu ei. Vezi, sunt niște acum, conjuncturi. De deja ai uite, niște de cunoștință. Exemplu, pe cel pe care l-am cunoscut prima oară, care mi-a introdus în creier acest virus francez, da? Exact. Așa. L-am cunoscut în România. Nu în Franța, m-am dus acolo. L-am cunoscut în România și eram încă nimeni. Aha. Abia ce lansasem Visele pe radio. Nu încep niciodată de la zero, pentru că de la zero ar însemna să n-ai niciun bagaj de experiență, nimic. Nu, de la zero înseamnă că ai o foarte multă mare dispoziție și nimeni nu te cunoaște. N-ai nicio... Exact cum am ajuns eu la 20 păi de ani. Păi este așa, eu dacă mă duc acum în Franța, nu mă cunoaște nimeni. Am lansat vreo piesă în Franța, am fost vreodată pe radio, nu. Și unde te duci? La sesiuni? Da, încep cu sesiunile, pentru că știu că acolo mă descurc și acolo pot să fac păreri bune despre mine. Bun. De acolo pot să încep să fac relații. Singura problemă ar fi... Sesiunile. Nu, limba. Am învățat-o. Perfect. Deci, de fiecare dată, dacă spun eu un cuvânt, tu îmi dai rima. În franceză? N-am jucat jocul ăsta, dar puteam. Deci... Nu știu așa, da. Reviens. Reviens. Parviens. Je t'aime, pasumea. Reviens. Deviens. Bun, alta. C'est tout. C'est tout. E de cam departe de l'amour. E cam cizi. C'est tout, partout. Bun. Dissu. Bun. Caju. Da, deci asta vei face. Încet, încet și bazează. A, da, cea care scrie versuri e și talentată la voce. Știi că sunt niște... Eu așa am început cu sesiunile. Că așa m-am recomandat eu pe mine, prin sesiuni. Ai început să compui... Aveam piesa Visele, în rest nu aveam nimic. O piesă nu te face. Ai Correct. Nevoie de follow-up. Corect? Și atunci cumva... Și am scris mult. Am scris până când eram la Quantum și DJ Sava a văzut ce am scris și a vorbit cu Alex Cotoi să facem niște sesiuni. Uh-huh. A făcut două sesiuni primele mele sesiuni reale, stabilite. Adică sesiuni în adevăratul sens al cuvântului a fost cu Alex Cotoi, două sesiuni din care au ieșit 4 hituri. Și acele două sesiuni m-au recomandat pe mine. Bun. Două hituri la mine, una a fost Ce s-a întâmplat cu noi, altul a fost Bolnavi amândoi, după care o piesă la Antonia, Să-mi fie dor de tine, și Poartă-mă la Alina Eremia, care a fost multe săptămâni în topuri. Ce ai nevoie de... De ce are nevoie o sesiune bună de creație? De un writer bun. Ok. Avem. De un producător bun. Avem. Și atât. Atât? Da. Și de o feng shui, o stare, o... Nu. De chimie. De chimie. Da.
Dar dacă writerul e bun și producătorul este bun, atunci chimia se face, pentru că dacă îți buni, îți și deștepți. Adică dacă îți deștepți, îți și buni. Știi? Bun, am înțeles. Vreau să te întreb acum câteva întrebări foarte delicate. Te rog. Care este chimia cea mai bună pe care o ai cu un artist din România? Cu artist? Cu un artist. Nu știu să zic cu artist. Cu producător pot să-ți spun. Zim. Cotoi, Alex Cotoi. Dar am foarte bună chimie și cu Turcu, și cu Vicky Red, și cu Marcin Sebi, și cu am lucrat și cu Kazan, mi-a plăcut foarte mult să lucrez și, da? și cu Kazan. Dar dacă cu artist nu prea am lucrat. În sensul în care da, am dat piese la artiști, dar n-am stat cu ei în sesiune să le spun cum să tragă piesa, ce să facă. I-ai lăsat pe ei să-și interpreteze propria versiune. Nu i-am lăsat. Este, nu e că îi las eu, este universul lor. Eu n-am ce să caut acolo. Ei iau piesa că le place, dar ar trebui să o interpreteze cum vor ei. Cum simt ei. Câți au reușit să o interpreteze așa cum ai gândit totul? Andra a reușit. De două ori. Ina a reușit. Ina. Cred că Ina e cel mai aproape de... Da? Nu știu, eu când scriu... Deci, probabil și liniile mele sunt apropiate de ce cântă ea și timbrul ei se potrivesc. Suntem și apropiate ca timbru pe aici, pe acolo. Și Antonia. Și Antonia. Da. Aș vrea să te întreb despre mama ta. A fost mereu alături de tine în anii ăștia. Cred că a făcut cele mai multe vizite în București. Uh-huh. Aș vrea să spun că ai o mamă senzațională care este mereu... Și acum să-mi spui dacă greșesc. Nu știu dacă o să spui. Tu ai căni cu numele tău? Naiba. La naiba. Se întâmplă și lucrul ăsta. Ți-am dat-o pentru că este un cadou pentru tine acasă. În fiecare dimineață deci să... Deci poți să iau pe asta. Da, okay, în fiecare dimineață să ridici cana. Bună, David, ce mai faci? Eu zic că tu faci parte din viața mea, dar tu nu înțelegi ce vreau să zic. Uite. Dacă iau cana asta acasă, așa? Ducem la... Eu vreau să fac parte din multe puncte de vedere din viața ta. De asta am și înaintat această propunere de a scrie. Mi se pare că ești o bogăție în sensul ăsta de vedere. Mama ta îți gătește în permanență. Am gustat ce a gătit mama ta. Este o mamă formidabilă. Da. Vreau să te întreb dacă tu știi să gătești. Da. Știu. Ce știi? Știu să fac borș, știu să fac și asta. Nu știu să fac două mâncăruri. Sarmale. Bine, nu știu, n-am încercat. Sarmale și colțunaș. Gata. În rest, știu cam de tot. Adică da. Aici podcastul nostru, vreau să mănânc colțunaș, s-a dus tot. Nu, dacă mă chinui, știu să fac. Adică dacă îmi dai acum un task, în general orice task am avut în viață, l-am îndeplinit cu bine. Am pus tot, mi se pare tot normal. Efort. Deci dacă vrei colțunaș, îți fac. Dar o să fie prima oară. Pedeapsa pentru că tu nu știi să faci colțunaș. Uite, aveai și Cosmos. Păi, cum am văzut piesa. Pedeapsa pentru că nu știi să faci colțunaș este asta. Așa. Wow. Vrei să zic o chestie interesantă cu piesa? În sfârșit. Și că vrei să zici o chestie interesantă. Da. Dar vreau să mă și asculți. Vrei să? Te și să mă și asculti? Da, ia. Da, sunt cu ochii la tine. De ce cauți? De ce ai dat cu Cosmosul pe jos? Nu, și prima și a doua oară? Nu, sunt Cosmosul, e mâna mea. Ok. The Cosmos is in my hand. Am cântat piesa asta odată pe scenă. Era cea mai grea piesă din concurs. Eu am participat la un concurs cu Vocea României. Doar că stăteam și în casă. Am stat 3 luni într-o casă. O primăvară întreagă. Se numea Fabrica de Staruri. Asta se întâmplă la Republica Moldova cu câți ani în urmă? În 2012 sau 2010. Sau 2010, cred că. Și aveam această piesă Set Fire to the Rain, care era o piesă destul de grea de cântat. În continuare este. Dar eu cumva mă descurcam bine la asta. Chiar mi-eșea.
Dar pentru că, doar pentru faptul că era o piesă foarte grea, deja în capul meu exista o presiune, mamă, ce să fac, mamă, o să greșesc, mamă, că era live emisiunea. Și ce crezi? Atât de mare presiune era pe mine că în timpul live-ului, când am cântat această piesă, am avut blackout. Nu cred. Pe la jumătatea piesei, nu mai vedeam nimic, eram cu dansator și așa mai departe, toată lumea în jurul meu. Nu și, mai vedeam nimic. Nu mai vedeam nimic, mi se făcuse atât de rău de la stres. Ți s-a făcut rău. Da, nu mai vedeam nimic. Știam că sunt pe picioarele mele, dar mai departe nu știam unde sunt, ce fac. Așa, n-am simțit niciodată și sper să nu simt niciodată. Și am crezut că n-am terminat piesa, pentru că după asta i-am ajuns în... semifinale. În finale. Am ajuns și în finală, dar n-am câștigat. Dar nu, m-am trezit în mașina de ambulanță. Deci tu, în mintea ta, am terminat piesa și când ai deschis ochii erai în ambulanță. Nu, în mintea mea eram la jumătatea piesei și, când am, și următorul lucru care s-a întâmplat era ambulanța. Ca să aflu la final o surpriză frumoasă, i-am terminat piesa și chiar o cântase foarte ok. Dar ce am învățat eu de aici este că, uite, au trecut ani și eu cânt piesa asta în continuare. În continuare mi se pare foarte grea, dar niciodată n-am zis, bă, nu cânt că e grea. De fiecare dată când o cânti, îți aduci aminte de momentul ăla de la fabrica de staruri cu ambulanța? Îmi aduc aminte că am terminat piesa. Am ajuns în ambulanță, dar am terminat piesa. Am dat-o până la final. Mișto. Ce vrei am să cântăm? Am ajuns în ambulanță, dar am terminat piesa. Da. La mine odată iese, odată nu ai de la Let it burn. Acum n-a ieșit. Acum a ieșit. Mie, la mine în urechi a ieșit. Dar la mine piesa asta e ca un joc de ruletă. Fabrica de staruri, 2010. Prima experiență de voce a României, 2018. Ești concurent odată și în partea cealaltă ești un jurat. Ești un om care e luat de val, creat de alții, iar aici tu creezi valul ca jurat. Ai încheiat cercul, fiind și, știi, exact cum e un jucător de fotbal care după ce e atacant, după aceea devine și antrenor. E exact același lucru. E necesară experiența de la Fabrica de Staruri pentru Vocea României? Da. Nu este imperios necesară, dar ajută foarte mult. Că îți dai seama cât timp se învață o piesă, cum se învață o piesă, care e presiunea, care e... Da, pe mine m-a ajutat. O să înțeleg pe concurenți, m-a ajutat. Am o întrebare foarte delicată pentru tine și vreau să-mi răspunzi. Ai fost 2 ani jurat la Vocea României 2018-2019. Care este concurentul tău care a intrat în echipa ta, că deja știi, de care ești cel mai mândră? Dora Gaitanovici. Este finalista din primul 2018. Meu an. Da. Cred că este cel mai ambițios și cel mai muncitor om pe care l-am întâlnit eu în materie de muzică. Și nu doar printre concurenți, ci și în general printre oameni. Anul ăsta, Vocea României revine pe ecrane. Ca un film. Matrix 3. Da? Ok, întrebarea mea este următoarea. Nu. Stai, mă, să pun întrebarea. Bă, dar termină-o, calmează-te, da? Da, dar nu.
Așa, fii atent, întrebarea este următoarea. Este a 10-a ediție de Vocea României, pentru, momentul de față. Pentru acum, cine? Un concurent, pentru jucați sau pentru concurenții? Pentru care concurent, prima dată, pentru concurent, okay. Acum discut. Eu acum, după la a 10-a, bă, să mă duc sau să nu mă duc la preselecțiile să de la Vocea României? Să te duci. De ce să mă duc? Da, ce pierzi? Asta e motivația. Da, în primul rând ce pierzi. Dar dacă câștigi, mamă, cât câștigi. Dar dacă pierzi, nu pierzi nimic. Știi că Feli mi-a zis, pentru că ea a fost în 2012, uit, iartă-mă, Feli, mi-a zis că ea și ea era tânără pe vremea respectivă, știi? Și a avut tot felul de trăiri pe care le descoperea bancul Ise, ba pe scenă. Iar sfatul, sau gândul pe care l-am spus, trebuie umplut, îmi pare rău. Așa. Ideea pe care am spus este următoarea. Îl împărțim pe asta. Nu, da, îți mulțumesc foarte frumos. Ideea este că am zis așa. Zicem, se supărase foarte mult pentru că acele întâmplări din culise nu rimau cu ce se întâmpla în fața camerei. Pe de altă parte, mă gândeam că și ce se întâmplă în culise și în față, ambele reprezintă niște teste. Așa cum pentru fiecare dintre noi sunt culisele și scena. Există un lucru mai contează mult? Contează foarte mult ce faci în culise. Nu? Asta vrei să mai spune. Mult decât în alte părți. Da. Păi, știi, eu mă gândeam anul ăsta, ce aș vrea eu să arăt publicului meu? Să zicem că eu am un public, da? Ce aș vrea să-i arăt lui? Ca și jurat sau ca și concurent? Nu mai vorbim despre voce. Okay. În general, despre activitatea asta artistică. Da. Pentru că oamenii ce văd? Oamenii văd omul care urcă pe scenă, cântă, a avut un moment foarte mișto, hei, s-a simțit și el bine că se vede pe fața lui, că se simte bine, e în delirul lui, este momentul lui. După care mai vede un clip pe YouTube unde e foarte frumos îmbrăcat și machiat și se simte bine, într-un decor foarte mișto, într-o mașină foarte scumpă, după care ce mai vede un interviu, e ce mare lucru să faci un interviu, pune niște întrebări, răspuns la ele, un podcast. Se întâlnesc ăștia și au un good time together, știi? Așa. Atât. Ce? Dar ce nu știe lumea este toată această muncă din spate, din backstage, care se întâmplă în jurul unui artist proiect. Și contează foarte mult ce se întâmplă în acest backstage, ce oameni se învârt în acest backstage, cine te ia și ce-ți spune, când îți spune, în ce moment, cum ești tu, cum le vezi pe toate de după backstage, pentru că e una ce vrei să comunici și alta ce ești tu. Oare ce comunici tu este ce ești tu într-adevăr? Sau vrei să păstrezi niște aparențe pentru că te frustrează anumite lucruri? Și atunci e mult mai greu când vrei să păstrezi niște aparențe. Trebuie să le păstrezi până la capăt. E o muncă și mai mare. Dacă ai relua acum drumul ăsta cu acea fabrică de staruri, ai face ceva diferit ca și concurent cu toate cunoștințele tale de acum? Nu, în primul rând aș fi la fel, aș avea aceleași emoții și același trag de scenă. Într al doilea rând, nu. Am făcut greșeli în viața mea și în acel concurs și după și acum, recent. Dar cumva dacă n-aș fi făcut acele greșeli, nu aș fi învățat multe alte chestii. Și nu regret nimic. Aș fi făcut același... Nu-mi pare rău că n-am câștigat. Nu-mi pare rău. Ai vrea să câștigi Vocea României? Da. Da, normal. Pentru sinceritatea asta. Dar stai să vedem cine e în juriu. Tu crezi în astre? Da, nu. Bun. Dar știi câte planete avem noi în sistemul ăsta solar? Da. Câte planete pe avem? Pe toate. Șmecheră te-ai făcut. Așa, de fiecare dată când e șmecheră, zâmbește. Băi, eu sunt șmecheră, dar mi-asum asta, uite. Deci, practic, tu ai scris o melodie despre miliarde de stele. Da. Și vezi că ai ceva pe buze. Praful din ele. Ce chestie să o bat cu armele ei, mă? Zi tu așa. Deci, vreau să spun că aceasta poți să dai pe astea. Alertă de originalitate. Da. Tu apasă pe astea, ia.
Asta seamănă cu piesa clasică, iar asta este Sonata Lunii. Opa! Da, sunt 9 planete. Bine, ultima din dezbateri, planetă gaz. Auzi? Ce? Ultima. Planetă, neplanetă. Nu, fiind aici. Dacă vreodată te întreabă David. În sistemul nostru solar, da? Nu cu toate planetele care s-au mai despre. Combien de planete? 9. 9. 10. E a noastră. Deci fii foarte atentă la textele astea, fii foarte atentă. Deci. Una de cuvert la 10 planet. Bien sûr. A toi. A notre. La mulți ani, copii! Păi, piesa asta zici că... Ce? La mormântare. Extraordinar! Când o să mor, vreau să-mi cânte cineva piesa asta. A, ți-o cânt eu. Dar cineva care nu știe să cânte. Ți-o cânt eu. Ți-o cânt eu. Asta e bună, bravo. Cum ai zis? Nu, că eu am impresia, eu am mai auzit piesa asta interpretată. Pe bune? Uneori frumos. A, da, 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 au fost multe. Da. Super cover-uri, da. Se cântă prea mult, că piesa asta nu e de cântat, așa e de povestit. Unde-i filmat clipul ăsta? În Bulgaria. Frumos. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Ne-am putea să facem multe cântări de genul ăsta. Dar tu meriți un premiu acum. Pentru sinceritate, pentru imaginație, pentru bucuria pe care am văzut-o în ochii tăi în ultimul an jumate. Desertul? Dă-i desertul! Dar mai am niște jumăreci pe care nu le-am terminat. Ah, asta tot moldovenești sunt. Nu zău! Da, Buzău? De Buzău. Deci fii atent aici. Fata asta... A gătit ea? Știam. Gata, tac. Uite, închid gălușca. Înghid gălușca. Asta e o piesă. Mănânc gălușca și mă desfăt. La ea mă uit și mă tot îmbăt. Îmbăt și visul devine realitate, pentru că ea m-a dat pe spate. Ea m-a dat pe spate ușor. N-a prins nimic că-i dirijor. Și are o voce frumușică. Asul de piatră. Nu sunt expert în chestiile astea. Vreau să zic și-o cheamă Alina Ieremia. Ce să-și dea, mama? Mulii moldovenești, clătite cu brânză dulce și stafide. Mulii? Mm-hmm. Mulii, mă. Mai... Dar de unde l-ați luat, serios? Că vreau și eu să comand. Nu pot să spun. Eu, ăsta l-a făcut Andreea. Andreea este fata mea cea mare, pe care ai cunoscut-o. Aici lipsește niște unt. Pune smântână. Și iată smântâna a apărut. Și tristețea a dispărut. Și Franța ia a câștigat. Iar eu m-am făcut nu, iată. Un, doi, rândul patru, banca de la geam. Acum are sens. Stai-mă puțin. Sunt între planete aici, iartă-mă. Yes. For the last time, no. Yes. Mă enervezi. No. No. Yes, 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 yes. No. Yes. N O. Yeah, baby. Aoleu, doamne și domnilor, urmează acum cele 10 întrebări furtună. Bra, îmi plac. Îmi plac lucrurile astea. Bine, dar trebuie să răspund repede, nu? Dacă ai argument, o să-l dai. Fii atent aici. Mai ziceți, ai nu, îmi să asta. Asta, știi ce e ritmul ăsta? Da. Unul muzical. Nu, adevărat că... Deci ăsta este Charleston. Da. Ăsta este unul dintre cele mai provocatoare și în același timp te bagi în el, dacă nu știi să-l ții, îl pierzi. Știi că trebuie să fii rapid. Aici e matematică pură, nu mai poți să fii altcumva. Doamne și domnilor, prima întrebare. Prima întrebare nu are nicio legătură cu emisiunea pe care ați urmărit. Emisiunea, așa îi zic, știi? Până acum. Păi este. Irina Rimes, investiții în imobiliare, aur sau bitcoin? Imobiliare. N-ai nicio treabă cu celelalte. Ba da, dar n-a mers. Aleg imobiliare. Nunta. Uite, o întreb. Nunta. În Franța sau în România? Și în Franța. Eram... Dar... Nu, deci, pentru Franța. Stai. Stai, nu că vine la amândouă. În Franța facem cununie. Vin eu, dacă mai vii tu. Vai, dar ce vorbesc? Mi-ai dat vin special pentru Franța. Dar nu ți-am dat vin, nici n-am terminat nici jumate din vin. Vai, stai că acum am dat seama câte lucruri am zis. Dar vezi că așa face. Nu pot să cred. N-am zis nimic. Pare mâine. Je sais rien. Je dis rien.
Bun, ipotetic vorbind, da. Dacă m-aș căsători, așa. Așa. Aș face o mică petrecere într-un châtelet, în Franța. Ok, sunt de acord cu tine. Cu familia. Avec la fa... Ce înseamnă familia? Familia lui, familia mea, prieteni foarte apropiați, le temo Le temo martorii, da. Martori. Da. Auzi, da... da și o nuntă moldovenească în România. Ok. Moldovenească. Ok. Ce vă e să întreb? Nu, eu nu știu dacă sunt printre prieteni apropiați, nu știu dacă vin la șato acolo. Vezi că vinul ăsta e Chateau Valviz, deci eu am făcut intrarea. Ok. Bine, acum că ai dat mingea la mine parte, o să mă gândesc. Perfect. Mă bucur foarte dar mult. Dar depinde cum te pui cu David acum, mie mi-ești prieten. Să știi că eu l-am cunoscut la concertul pe care l-am făcut amândoi. Mi-a spus că ești unul dintre... lumea se poartă foarte frumos cu David, dar ești unul dintre oamenii care l-au atins atunci când au vorbit cu el. Dar știi că l-am văzut și te-a simțit sincer. Și i-a plăcut faptul că tu vii la el și spui chestii în limba franceză și el se simte ca acasă, că el practic e străin aici. Și când vine cineva și vorbește în franceză cu franțuzisme și îl face să se simtă binevenit, atunci deci fii atent aici. Îți dau o idee. Așa. Dar nu spui că e de la mine. Da. Alege un loc în București. Da. Nu vorbesc acum de duntă. Alege un loc în București. Am o idee senzațională pentru tine. Trebuie să-l apropii de microfon ca să se audă bine. Fii atent aici. Distruge tot. Deci fii atent aici. Deci nu mi-ai zis da înainte să spun despre ce vorba. Hai să facem. Asta nu era bine. Bun, stai așa. Așa. Vreau să... Uite, îi spui lui David așa. Așa. Horia ăla e de acord să vină invitat într-un spectacol de-al meu, adică a toi, chez toi, chez toi, concert. Mergem pe scenă, unde vrei, la Hard Rock, la Berărie, la Sala Palatului, dar să fie un cadru intim și să cântăm doar în franceză. Stai, cine să cânte? Toți artiștii pe care îi vizi tu. Yes! Stai că n-am înțeles. Fii aici. Deci tu faci un spectacol. Așa. Amur, îi spui. Așa. Îi spui. Spectacolul Amur. Sala Palatului. Nu, oriunde vrei tu. Așa. Pentru spectacol de genul ăsta poate să fie o chestie mai intimă. Sala Palatului, numai intimitate nu e acolo. Dar se poate face. Face chestia asta și în interiorul spectacolului faci un moment... În limba franceză. Numai în limba franceză. Ha? Și eu sunt, cum să spun, sunt... Și mai chem pe mine să cânt. Nu! Tu, e spectacolul eu tău. Eu te chem pe tine să cânt. Da. Așa. E spectacolul tău, normal. Așa zi de la început. Că să te chem ba, să... Am învățat altceva? Nu, glumesc. E spectacolul tău. Da. Și să cântăm împreună David, o piesă în David, limba franceză. David. Să cânte și el? C'est pour toi. Je sais... Da. David știe să... Băi. Știe, da. Unde e, mă, omul ăla? Dă-i un telefon, întreabă unde, pe bune, mă, adică mi-a lăsat aceeași impresie pe care a spus-o și el. El, aici trebuie să fie, trebuie să bea din vinul meu, din ciorba noastră. Are un apel important. Trebuie să răspundă, îți dai seama că dacă nu răspunde, înseamnă că nu o să mergem la Châtelet, la hora moldovenească, nu o putem face. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie de... Veuillez laisser votre message après le bip. Marius! Atenție! Până vine telefonul de la David, la deuxième question! Oh, yes! Dacă s-ar putea... Astea sunt întrebări rapide. Ce chiar le fac rapid? Dacă m-am împătat eu acum... Dacă s-ar putea... Atențion! Dacă s-ar putea călători în cosmos, da. Pe ce planetă ai vrea să ajungi și cu cine?
cu iubitul meu pe Marte. De ce ai spus? Păi nu știu, sunt cele mai multe șanse să supraviețuiești. Adică dacă te duci pe Mercur, pa, pa. Jupiter e departe. Ce că Jupiter? Marte e aici. Mergi mai departe. Franța, România sau Moldova? România. Cum se defini în trei cuvinte copilăria? Dacă mă întrebai în Franța, ziceam Franța. Glumesc. Glumesc. Astăzi nu știu de ce am chef de glumă. Nu, ce? România. România de ce este nu mai țara... văzut de mult timp? România e țara care m-a primit cu brațele deschise. Asta nu se uită și nu se... Români, pregătiți-vă. Vine hora moldovenească. Vine horia moldovenească. Horia. Băi, ești specialist în cuvinte. Extraordinar. Dacă n-ar fi fost muzica... Orice. Ce-ar fi fost? Economie, contabilitate. Să... Sau business, nu știu. Deci, cum ar fi fost... Deci, tu știi că eu am dat... Bine, n-ai de unde să știi asta, așa retoric, da, întrebând... Spuneți, da, actele, lăsați actele acolo, mă ocup imediat de ele. Da, mă pricep. Eu sunt contabila Irina. Da, mă pricep, să știi. La contabilitate? Nu, aș fi priceput dacă aș fi învățat, dacă aș fi depus tot efortul. Ăsta ar fi fost... Sau extra. Business, nu știu. Ce business? Nu știu, imobiliar. Te hotărăști într-o seară că vrei să vezi un film. Ce film văd? Domnișoara contabilă, să ne concentrăm. Așa. Comedie, acțiune, romance sau dramă? Ce horror. Băi, fata asta mă oprim aici podcastul că mă. De ce horror? Nu știu, îmi place. Îmi place suspansul. De ce horror, fata mea? Îmi place suspansul. Cred că ăsta e răspunsul. Ce despre ce suspans? Bine, acum nu vreau să spun că îmi place și îmi place sânge. Nu, nu o să zic asta. Îmi place suspansul. Da, suspansul îmi place. Astăzi am avut suspans în această emisiune. Dacă ai fi fost sportiv de performanță, în ce sport ți-ar fi plăcut să obții rezultate? Întinsul pe canapea. Bine, am deja performanță la sportul ăsta, adică pot să spun că sunt campion, exact. Ce sport? Tenis. Asta a fost întrebare capcană. Nu, asta e răspuns capcană, iartă-mă. Asta e răspuns capcană. Ai pus vreodată mâna pe o rachetă de tenis? Vrei să te bat? Întrerupem aici și podcastul și relația noastră. N-ai fi prima, să știi. Nenorocit ce ești. Nici nu am propus, pentru că nu sunt nicio provocare. Să știi că glumesc, eu te iubesc din tot sufletul meu, dar nu e doar gluma mea, e gluma multora. Da. Da. O să vă arăt eu vouă. Când o să scrie Roland Garros pe mine, o să fie plus tard. Eu stau lângă Roland Garros. Da, o să fie, da. Mergem mai departe cu întrebările. Ce te atrage mai mult, online-ul sau televiziunea? Televiziunea. Da. Stai. Acum stai. Că sunt mai multe puncte. Mie nu-mi place să fac online. Urăsc. Ce înseamnă asta, nu-mi place să fac? Nu-mi place să fac TikTok-uri, Instagram-uri și așa mai departe. Okay. Nu-mi place să întrețin. Nu, da, că îmi place. Tu, acum, pus în față tu în timpul emisiunilor, mi-ai pus în față o chestie să facem TikTok. Mai ții minte? Nu e adevărat. Când? Ba da, odată, la Vocea României. Nu, poate voiam să... Eu am multe amintiri de genul ăsta. Voiam să... Dar nu, stai, s-ar putea să fie adevărat pentru că trebuie. Voilà. Dar nu este vreo, nu știu, pentru eu prefer să stau 10 ore în studio decât să fac o oră un filmuleț pentru TikTok. Bravo. Aplauze. Nu e, da, și nu, pentru că astăzi, în ziua de azi, cam trebuie să le știi și pe astea. Tăiați la montaj aplauzele. Perfect. Atenție, am o întrebare foarte delicată. O să zâmbești și în același timp o să-mi dai răspunsul corect. Mont-Saint-Michel sau Transfăgărășan? Transfăgărășan. Nu. Ți-a rămas în suflet? Nu, da. Ba da. Ce, Transfăgărășan? Da.
chiar dacă am fost odată, odată la Mont Saint-Michel și de un milion de ori pe Transfăgrășanu, prefer natura wild. Îmi place și istoria, îmi place, iubesc istoria. Dar ok, gata, am văzut-o. Prefer să merg în Alp la Gorj de Verdon decât la Mont Saint-Michel încă o dată. Am înțeles. Sau prefer să merg în sud să mă plimb pe plajele minunate din Ramatuel sau celelalte localități de pe lângă Saint-Tropez sau... Știi ce zic? Am înțeles. Îmi place perfect natura wild decât pe acolo pe unde a trecut omul. Îmi place pe acolo pe unde nu prea a trecut omul. Sau n-a lăsat urme, că a trecut, au trecut. N-a lăsat urme, da. Fii atentă. Un duet cu Jacob Collier. Da. Ce da? Nu contează ce o să spui după asta. Ba da, aveam nunta de miere cu David în Maldive. Jacob Collier. Băi. Asta înseamnă... Asta... David, știi asta? Da. Dacă el ți-ar da telefon într-o seară în care el are aici... Normal că duet cu Jacob Collier. Adică ce-am pierdut în Maldive? Spune bine... Da. David Golcher? Da. Așa. David Golcher? Dar nu, că și David o să spune, ești nebună, normal că duet cu Jacob Collier. Băi, e o zi în care el face toate pregătirile timp de un an de zile ca să-ți facă regia când îți dă inelul. Da, Jacob Collier. Hai, terminat, aplaud, opri! A fost pentru voi o inimă de gheață. Nu, dar poți să faci, dacă vrei, mai grea această întrebare. 500 de mii de euro sau duet cu Jacob Collier? Doi. Băi, nu, stai. Sunt anumiți oameni. Nu, că 500 de euro, eu cred că 500 de mii de euro, dacă muncesc foarte mult, pot să-i fac. Dar duet cu Jacob Collier trebuie să fie momentul ăla când se aranjează toate planetuțele, tot. Extraordinar. Bun, acum am o întrebare, pentru că sunt anumiți oameni, sunt câțiva oameni acum care se ne uită la noi și zice: băi, dar cine e Jacob Collier pentru tine? Ce înseamnă... Nu că m-am mai multe metehne. Ce înseamnă Jacob Collier? Ce om e ăsta? Este un geniu. Este geniu generației noastre. Este omul de la care... Unul dintre oamenii de la care ne inspirăm foarte mult din punct de vedere muzical. Dar eu vreau să vorbesc eu despre Jacob Collier. Cel mai bine, dacă vreți real să știți cine e și chiar vă interesează, doar să scrieți Jacob Collier cu 2 de L și să ascultați un album cap-coadă. Poftim. Pentru că știam răspunsul. Ce? Unde-i? Jacob, you can come in, baby. You can come in. Da, ok. Mă simt foarte... Sunt foarte plăcut surprinsă. De ce? Pentru că acum la finalul, cred că ne aflăm la final. Da? Adică nu știu, eu aș mai sta, sincer. Da, cum uite, continui. Eu nu am terminat. Eu îți pregătesc cadourile, zi. Eu simt și văd că știi foarte multe lucruri despre mine. Adică Jacob Collier, pe Jacob nu l-ai scos de nu știu unde. Și nici pe Vianney nu l-ai scos de nu știu unde. Nu ți-am spus despre Jobs, Steve Jobs. Deci, într-adevăr, știu totul despre tine, pentru că sentimentele noastre probabil sunt reciproce. Acum începe avalanșa. De? Astea nu sunt darurile pentru nuntă. Repet, se sopale le cadeau pour le mariage. Ai înțeles ce zic? Da. Ok. Domnișoara contabilă, fii atent aici. Asta este rozeul pe care ți-l dau acasă. A, da, i-am mai întrebat. Da, ăsta e, da, te-am întrebat și să bei și ăsta ți-a plăcut. Că eu am crezut că... Îi place ceva lui David special? Da. Ce? Banii. Draga mea... Și femeile frumoase și deștepte și talentate. Nu, ce faci? Nu! Ce piesă știi cu banii?
Nu spune am nimic. Să bag două zi iar. Nu, că nu e despre bani, e despre... Păi nu, 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 aia, piesele care cer bani. Nu, piesele cu bani. În nu care știu există... niciuna care să nu fie mania. Cuvânt... Vezi ce înseamnă tinerețea, mă, la 21 de ani? Spun și, eu prim. Și eu știu puține manele. Foarte puține. Câteva, poți să le număr pe 10. Deci, aici, prima piesă pe care trebuie să o știi despre bani așa. Este următoarea. Dă-mi și un ton. Știu perfect. Că am o piesă... Fii aici. Banii vorbesc. Ah, uite, vezi? Banii vorbesc. Unii te ridică. Unii te... Ce? Lovesc. Lovesc. Banii nu tac. Banii se fac. Te ridică. Banii vorbesc. Banii vorbesc. Holograf. Dar da, uite, de la holograf eu știu, știu și piesa asta. Ce piesă ai știut? Bine, să nu-mi iei niciodată dragostea, ok? Ok. Ochii tăi pe care o iubesc însă... din tot sufletul meu. Și piesa mea însă preferată. Însă ochii tăi se va pierde noapte, lăsându-mă pe mine în urmă. În engleză? M-am bătat. Și eu, da, la mulți ani. La mulți ani. Casă de piatră. Da, da. Am eu una în engleză, Marius? Ce, tot de la holograf? Mi-a sărit vocea. Îmi fac de râs. Money, 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 always funny, in a rich man's world. Aceeași. Money, 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 ah, always funny, ah, in a rich man. Ta, 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 ta. In a rich man's world. Abba, nu? Da. Ok. Tu știi că ne-am făcut piesa asta la sala Palatului la musical lui Abba. N-ai venit tu să mă cu vezi. Abba? Dar n-ai venit să mă vezi. A venit Abba? Ai făcut tu piesa asta cu Abba? Scrieți versurile sau linia? Da, domnule Praștie? Te rog, nu vreau să vorbim de doamna Iepuraș, pentru că vine Paștere. Deci, fii aici. Deci am fost cu Mama Mia. Știu, știu, glumesc. Știu, știu. Tu ai fost vreun spectacol cu mine? Nu. Ai fost la nici un concert cu mine? Da. Am și cântat cu tine pe scenă. În 2019 ne despart 3 ani de momentul ăla. Ăla. Da, când m-ai luat în brațe pe scenă și eu trebuia să-mi acopăr fundul. Că toți ții minte. Toți. Am trecut. Bun, asta, al doilea cadou. Scuze, scuze. Al treilea nu mai e. Al doilea cadou este ăsta. Bun. Eau de parfum. Parfum. Apă de parfum. Ah, ok. Stai o secundă. Tu ai parfum cu numele tău? Oui, bien sûr, ma petite. Apă de parfum. Oui. Le de parfum. Se poate să iau și cana și parfumul? Și pentru că eu țin la omul acela pentru pe care l-am văzut o singură dată. Nu, chiar serios, tu ai parfum. Eu nu știam. Si el crioria la, c'est moi. Uite, și pentru deschid. Că David se pour toi. Ai și pentru bărbați. Normal că aici pentru bărbați. For him. Deci, fii atent. Eu să-l deschid pe ăsta ca să fii sigur că nu o să-l dau cadou. Dacă nu-ți place, mor. Fua. Da, bine, trebuie să accepti. S-ar putea da, să... nu. Dacă îmi zici critică, dacă mi-era nici în față și îmi dai în față ca un... Uite, stai o secundă. Mirosul e îmbogățit cu acorduri. Acorduri, da? Les accords. Proaspete de vanilie și chihlimbar. Vanille, chihlimbar. Acorduri, ok. Ăsta e chihlimbar în franceză? Habar n-am. Chihlimbar? And now, piesa mea preferată. She take the perfume. Oh, wow, se simte deci. And she spread around the final touches. My friends, I'll say it clear. I'll sniff it clear.
He'll stead his hay case of which I'm certain. Îmi place. Te-ai gândit n-a apăsat pe buton? To think. Îi place și n-a apăsat pe buton, deci asta e... He did all that. And may I say it's... Not in a shy way. Not in a shy way, no. Not for Hore. And more. More? You have more? Much more than this. Oh, really? You did it your way. Yours, man. Yours. Îmi place să știi. Yes, there were time. Bine, Marius. Ok. Iar acum... Mă întrebe David Virena. La dernière chanson, de la dernière fois de ma prix, de ma voix. Deci gata, l-am deschis, nu-l dau cadou nimănui. Nu da? Mai dai cadou, s-a dus. Eu cu el. S-a fait. Sau mama. Da, da, sau mama. Amarabare. And more. Much more than this. I did it my ways. Andreea face brățările astea de una jumate. Aceste brățări sunt 5 feluri diferite de brățări. Se spune că brățările își cheamă printr-un sistem din constelații, din cosmos. Păi da, dar asta înseamnă că toate 5 sunt ale mele. Asta înseamnă că una dintre ele te cheamă și tu știi probabil care. Da. Este bine cu ochelari? Da. E simpatică. E simpatică. E franțuzoaica aia, știi, care zice... Da. Bonjour! Se zice bonețică. Il bonet. Franțuzoico, zi-mi și mie, care îți place cel mai mult? Fii atent că fiecare are câte o proprietate. Ce ales? Ales zircon și... Zircon. Face... Stai, ce, sunt și diamante? Nu sunt diamante, sunt doar semiprețioase. Semiprețioase, nu sunt diamante pentru spinel, că... Dar n-am auzit de celelalte, ia. Asta este... Asta e spinel, asta este... A, diametist. Granat. Și preferata ta. Lapis lazuli. Lapis lazuli. Zirconul este un talisman împotriva durerii. Alungă spiritele rele și coșmarurile. Zirconul ajută la înțelegerea mai bună a realității. Este bun pentru concentrare și amplifică capacitatea de a transforma gândurile în fapte. Ajută la găsirea soluțiilor optime și eficiente pentru realizarea viselor. De asta. Stai secundă, ăsta ce zice? La ăla, ia. Lapis lazuli. La lapis lazuli zice că este o piatră a regalității. Încurajează exprimarea adevărului scris și vorbit și onestitatea spiritului. Purtați-l în toate împrejurimile în care trebuie să comunicați profund, cum ar fi discuția cu persoana iubită. Încurajează asumarea propriei responsabilități și afirmație, pot face orice îmi propun. Pot face orice îmi propun. Îți mulțumesc, dar Mirea? Care dintre ele zice de bani? Vreau 1.000.000 de euro. Păi, care dintre toate atrag ele? Bani. Toate atrag banii. Atunci le iau pe toate. Te protejează și atrag banii. Nu, prea multe milioane de euro strică. Da, e adevărat. Iar acum colegii mei îți propun o melodie. 1, 2, 3, 4. Oh, your love. Ah, trebuie să-l prinzi, iubire. I'm on a situation, there is no complication to you. Bine, aproape. Come on. Ce e asta, că o știu? Asta e piesa ta, nu? E piesa ta? Nu. Ce e asta? De ce ți-ai scos căștile? E Toto. Toto Cutugno? Toto Cutugno? Toto.
inel. Și bătaia cu inel. Fără a parafraza o manea, de tu ești bomboniera vieții mele. Wow. Okay. De când te-am întâlnit prima oară, am un sentiment pe care nu cred că va trece foarte ușor. De aceea îți spun. S-a terminat, trebuie să-ți mai pui. Știi că eu aveam o întâlnire după acest podcast de afaceri. Și pentru că tu vei face gemeni. Da, eu voi face. De unde știi că voi face gemeni? Da, eu știu. Ți-am spus, vai, ți-am spus și am uitat. Tu chiar nu mai... Nu m-ai cunoscut până acum, tu n-ai intuit cine sunt eu până acum? Ba da. Nu, n-ai intuit. Eu sunt omul care stă așa și se uită la tine și vreau să spun că dacă... Ești omul căruia îi port parfumul acum. Your perfume smells like springtime. Your perfume fills me all along. Me, myself, and Irene, it's springtime. But tomorrow should be fine. Irene, Irene, cerul e senin. Irene. Mă asemăn cu Artanu, știi? Sunt Horia Brânciu și nouă ni se întâmplă lucruri foarte simple în fiecare zi. Bucurați-vă de ele. Irina, mamă, pentru faptul că ai venit astăzi aici, o să rămână undeva pe YouTube un episod cu noi. Că ne-am simțit bine, că ne-am plănuit nunțile, nașterile, prieteniile, piesele. E foarte important pentru mine, nu știu dacă e și pentru tine. Yes, 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 yes. No, no, no. Yes. For the last time. No. Yeah, baby. Yes, baby, mă liniștește. Astea sunt versurile ultimei melodii pe care o cântăm. Eu cred că aș fi putut sta cu tine până mâine dimineață. Dar am înțeles că trebuie să te întorci acasă. Trebuie să te întorci acasă. Cu toții trebuie să ne întoarcem acasă. Când dai primul spectacol? Nu știu să zic. Dar bănuiesc că vorbești de unul al meu. Special. Al meu, special. Am un sound clash cu Spike. A, știu. Unde o să mă da, bat da, cu Spike. Da, da, foarte bine. Foarte da. Interesant să vorbesc despre asta cu un... background, așa. Da, 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 da. O să mă bat cu Spike. O să fie și sânge. Clash. O să eu fie sânge pe da. Cuvinte? Având în vedere că e un rapper. Da. O să fie greu, dar o să trecem și peste asta. O să dăm cei mai buni din noi. După care, Horia, da? O să te invit la primul meu concert la Sala Palat. Finalement, la care lucrez. Abia aștept să te văd și abia aștept să vă văd. De fapt, știi de ce am vrut eu să discutăm la podcastul ăsta? De ce? Pentru că vreau să văd varianta Irina fericită. Pentru că vreau să văd varianta Irina care vorbește cât se poate de detașat despre dragoste, despre bucurii, despre tristezi, despre toate. Nu că n-ai fi făcut în anii trecuți lucrul ăsta. Dar acum dar, ai... Da. Dar atâta bucurie am văzut în ultima vreme la tine, încât am zis... Trebuie neapărat să cântăm lucruri simple împreună. Mulțumesc, Cristi! Mulțumesc, Vali! Mulțumesc, Marius! Mulțumesc, Shrek! Mulțumesc, Răzvan! Mulțumesc, Andreea! Mulțumesc, Andrei! Și eu vă mulțumesc! Sunteți minunați! Și ție îți mulțumesc, ești minunat. Îți mulțumesc frumos pentru curaj și pentru frumos. Pentru frumos.
Și te rog mult, acceptă acest duet. Nu, nu e un pamflet. E duet. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Se prononță en de français. No. Well, yes. No. Yes. No. Yes, 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 yes. I apologize. That is sad.